ce vis ciudat mă străbătu azi noapte. Nikita Stănescu. Ce vis ciudat mă străbătu azi noapte, ardea spitalul cu bolnavi cu tot și flăcările sfâriau în cărnuri, râs alb, cu tremurat de savaot. Ce râs, ce râs mă străbătu azi noapte, ce râs de ziduri prăbușite, strivind sub ele urlete clipite și razele căzute ale lunii. Și luna, cum mai fulguia azi noapte, pe străzile pierdute adânc în vis, și cum mai fulguia pe cărnuri arse, de sfrâu de flăcări și de vis ucis. Ce flăcări prăvăleau azi noapte, râs freamăt și alb și savaot, ardeau puroaiele azi noapte, ardea spitalul cu bolnavi cu tot. 29 august 1955, Nikita Stănescu. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Bună seara, domnule doctor, invitat în studioul nostru, în prima parte a emisiunii, domnul doctor Adrian Marinescu. Avem în prima parte foarte mulți invitați, martori oculari ai tragediei care a avut loc la Institutul Matei Balci. O să discutăm despre tot ce s-a întâmplat acolo, în acea dimineață fatidică, la 5 dimineața, despre toate astea. Domnule doctor, până să intrăm în legătură cu martori ocular care au ajuns acolo, o să vedem și câteva filmulețe. Este un filmuleț filmat din pavilionul 4, cred că pavilionul de vis-a-vis. O să vedem imediat imaginile din primele momente ale desfășurării de forțe după ce a avut loc incendiu. De asemenea, un filmuleț din partea cealaltă, dintr-un bloc, care arată foarte clar ce s-a întâmplat în acest pavilion 5, pe care îl avem aici. Dacă sunteți atât de drăguți, să arătăm și pavilionul, da. O să vorbim despre parterul unde a avut loc incendiu, în acest pavilion 5, cu ajutorul martorilor oculari. O să refacem, o să reconstituim ce s-a întâmplat în acea dimineață. Ce s-a întâmplat din ce ați aflat dumneavoastră, domnule Marinescu, a doua zi când ați ajuns la spital? Nu ați fost de gardă în noaptea aceea, obișnuiați, ați fost cu o noapte înainte de gardă. Am înțeles că această cameră de gardă era chiar aici, nu? Este camera de gardă. În pavilionul 5? În pavilionul 5, pe partea cealaltă față de... Deci aici a avut loc incendiu și camera de gardă mai jos. E undeva mai jos aici, da. Nu? În partea dreaptă. Care sunt informațiile pe care le-ați avut atunci când ați ajuns la spital? Ce s-a întâmplat? Bine, în primul rând, ca aș spune, știu că s-a spus, dar simt nevoia să spun din nou, numai că e un moment foarte trist, dar aproape că nu-ți vine să crezi, sau cel puțin nu ne vine să credem, și acum mă gândesc că e imposibil și parcă încerc să mă gândesc că e ceva ce nu s-a întâmplat. Din păcate, viața aduce și astfel de momente. În acea dimineață, bineînțeles că toată lumea a aflat și foarte repede, exact în acel moment. Garda mea s-a încheiat cu o noapte înainte. Practic am plecat după amiaza zilei dinainte, uh-huh. Da? Când incidentul a fost către dimineață. Și la ora 8 am fost din nou acolo. Am aflat înainte de a ajunge. Normal. E clar că... ce pot să spun este că într-un interval foarte scurt, adică practic mult înainte de ora 8, intervenția din, mă refer și la personal și la pompieri etc., a fost extrem de rapidă. Și poliție, pentru că au fost și oameni din poliție. Absolut acolo. Toți. Gândiți-vă că într-un interval de 40 de minute pacienții au fost evacuați. Vorbim de 101 pacienți. Din acest pavilion? Vorbim strict de acest 5. Pavilion. Pavilionul 5, da. 101 Trebuie pacienți. Să le spun celor care ne urmăresc că și eu știu destul de bine configurația pavilionului, nu de altceva, la cele 3 zile în care am stat la Matei Balci, am stat în acest pavilion. Uh-huh. Nu am stat la parter, am stat la etajul 1, dar știu, pentru că fiecare etaj e cumva aceea structură. Asemănător aceea structură. Adică vorbim despre parter, dar știu cum era la etajul 1 unde am stat eu în acel salon. Vă rog, spuneți mai departe. Deci în 30 de minute, 40 de minute, tot ce s-au stins incendiu și s-au evacuat cei 100 de pacienți. 101 pacienți în
câte etaje are pavilionul 5? Are parter și 3 etaje. Parter și 3 etaje, da. Deci gândiți-vă că au fost 4 secții. Uh-huh. Și toți pacienții, și vorbim de pacienți cu forme severe, uh-huh, unii dintre ei nu puteau fi mobilizați. Deci vă dați seama cam ce a însemnat și cât de greu a fost ca acești pacienți într-un timp atât de scurt să fie evacuați. Și mutați unii la dumneavoastră în spital, pe alte, în alte saloane, alții, știe toată lumea, în alt, la alte spitale. Vă rog. Și asta vreau să spun, că s-a discutat acest aspect. S-a făcut o evaluare rapidă și pacienții care nu erau stabili au rămas în institut, chiar și în terapie intensivă, și au plecat strict pacienții care erau stabili și puteau fi transportați. Da. Și prin intermediul centrului de coordonare și SMURD s-au făcut transferurile rapide în cele 11 spitale. Adrian, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că nu era acest salon, pavilion 5, nu are saloane de terapie intensivă. Așa este. Dar oamenii care erau internați aici, cei mai mulți dintre ei aveau nevoie de oxigen. Adică starea lor, apropo de COVID-19, pentru că e un spital, în prima linie, cel mai important spital suport COVID-19, cei mai mulți dintre ei erau în stare, să spunem, medie spre starea severă. Asta însemna aport de oxigen. Și aș spune chiar mai mult de atât. Chiar dacă sunt mai puține cazuri în momentul de față și pare că e un echilibru, mm-hmm, știți că în Institutul Matei Balș cei mai mulți dintre pacienți aveau forme medii, dar mai ales severe. Adică cred că normal, nu... cazurile cele mai grave, să veneau spunem la Matei Balș. Se duc la... Și trebuie să vă gândiți că 90% dintre pacienți aveau necesar de oxigen, unul dintre ei un necesar mare, cu două surse. Ceea ce înseamnă că într-un salon puteau fi 3 pacienți. Și aș face aici o paranteză. Nu există salon cu mai mult de 3 pacienți, că s-a mai discutat. Mm-hmm. Deci pot fi 2 sau 3. Nu există în Matei Balș cu mai mulți pacienți în pavilionul 5, vorbim de pavilionul 5. Da. În același salon puteau să fie 3 pacienți. Deci toate aceste camere aveau care maxim sunt 3 aici pacienți. Aveau maxim 3, deci fiecare cameră avea 3 paturi. Vorbim de pavilionul 5. Da, de, păi, ăsta, exact, despre a vorbim aici s-a întâmplat, pe ăsta l-avem aici. Că a spus cineva astăzi că în pavilionul 5 erau mai mult de 3. Nu există mai mult de 3 paturi. Gândiți-vă că într-un salon puteau să fie 3 pacienți, fiecare cu câte 2 surse, înseamnă că într-o cameră... Iată-mă o secundă. Da. Avem legătura telefonică? Bună seara! Da. Bună seara! Știi că trebuia să se strice casca exact acum, când avem 7 invitații. E ok. Ne descurcăm. Avem legătura telefonică? Nu au nimic. Da, da. Bună seara! Domnul Tudosa sau Tudosa? Iertați-mă pentru... Tudosa. Domnul Tudosa, am văzut ceea ce ați filmat. Dumneavoastră erați în pavilionul 4, pavilionul de vis-a-vis, din câte știu, da? Da, da. Pavilionul acela de lângă computer tomograf, nu? Da. Exact. Vă rog să ne spuneți la ce oră s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, să ne dați toate aceste amănunte și în același timp avem și imagini. Acum vedem pavilionul 5 filmat de dumneavoastră. Vă rog. În... dimineața, de vineri, în jur orei 5 fără ceva, eram deja treaz, citeam pe internet, când am auzit așa niște voci neliniștite în curte. Vă dați seama, în liniștea aceea dimineții mi-au atras atenția, doar ce m-am ridicat la fereastră să văd ce se întâmplă, vedeți acum exact... Aici este intrarea, în, din câte mi-aduc eu acolo, în dreapta, puțin ieșit, este biroul domnului profesor Cercel, da? Da. Și intrarea în pavilionul 5. Da. Vă rog. Aceea este intrarea în pavilionul 5. Ați văzut acolo câteva persoane care vorbeau destul de agitat așa și care mi-au atras atenția în liniștea aceea dimineții, ceea ce m-a făcut să mă uit. Și imediat... imediat ce m-am ridicat la fereastră, a avut loc explozia și apoi a început desfășurarea aceasta de forțe pe care o vedeți. Domnul Tudosă, în momentul în care dumneavoastră ați auzit zgomote, venise cineva, vreo mașină a poliției sau a pompierilor? Da, au apărut cele 3 mașini de poliție care au parcat exact sub geamul salonului în care mă aflam. Cele 3 mașini de poliție apar în filmul. La pe ce care oră se întâmplă asta? La 5. La ora 5 dimineața, da. 5 fix, da, dimineața. Dumneavoastră, da, de unde filmați de aici, nu vedeați dacă este foc? În momentul în care am ieșit la geam,
în foarte scurt timp, într-un minut, a avut loc explozia. S-a văzut o flacără scurtă exact unde mașina aceea de pompieri, în fundal, în spate, lângă corpul acela albastru de clădire. Deci cum ne uităm la clădire? În dreapta? În dreapta am văzut exact. Vedeți mașina aia de pompieri? Pe unde iese fumul? Acolo a avut loc explozia. Acolo a avut loc explozia. Da, pe partea asta am văzut-o. Ulterior, aplecându-mă mai mult pe geam, am văzut că și în spatele clădirii, practic din clădirea din pavilionul 5, ieșea fum și din față și din spate. Stați o secundă, domnul Marinescu, dar camera care a luat foc sau în care a început focul, incendiu, este în partea stângă, cum ne uităm acolo, da? Da. Nu ați văzut fum și foc în partea stângă a clădirii, cum ne uităm? Ați văzut doar în dreapta, domnul Tudosa, da? Inițial am văzut în dreapta, plecându-mă mai mult pe geam, am văzut și în partea stângă. Și în partea stângă. Unde excavatorul ăla sau cu buldozerul ăla, cum se numește stângă, acolo. Exact, în partea stângă a clădirii, cum ne uităm acum. Da. Spuneți-mi, vă rog, în cât timp au venit mașinile de poliție? Sau dumneavoastră ați început să filmați când au ajuns aceste mașini de poliție la fața locului? Eu am început să filmez foarte puțin înainte să ajungă mașinile de poliție. A avut loc, polițiștii fiind deja acolo la fața locului, a avut loc explozia și în 3-4 minute au apărut aceste mașini de pompieri pe care le vedeți. Am înțeles. Și cu salvările. Haideți să luăm legătura și cu polițistul care a ajuns la fața locului și să ne spună ce s-a întâmplat în momentul care a ajuns, ce s-a întâmplat acolo. Spuneți-mi, domnul Adrian, spune-mi, te rog, în una din aceste două camere, da? Da. Erau trei paturi, una din aceste două, nu știm exact numărul salonului, dar o să intrăm în legătură cu cineva, sper să ne lămurească, una din aceste două camere a luat foc, da? De aici a început incendiu. Bine, aici presupunem că n-am fost acolo, nu avem detalii. Presupunem. Păi nu, asta nu știm că aici a luat foc, pentru că... Da, să-mi spun, presupunem. Bun. Și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, filmările pe care o să le vedem imediat din cealaltă parte, arată cum arde o încăpere din partea dreaptă a clădirii, adică de aici. Asta înseamnă că focul de aici a ajuns, trecând prin acest hol, în cealaltă cameră. Corect. Îi rog pe colegii mei să dea și imaginile făcute de Radio Europa Liberă din partea cealaltă, să vedem acele imagini. Deci, ceea ce vedeți acolo, păi nu, vreau două ferestre, într-una vreau să mă arăt să fiu eu să explic unde e. Deci ceea ce vedeți acolo în circuit, de fapt este o fereastră, vedeți și dumneavoastră, da? Este o fereastră și de aici iese fumul, adică de camera vis-a-vis de unde a început incendiu. Bun, la ce oră sunt aceste imagini când vedem că a început fumul? La ora 5 și 3 minute. Începuseră să filmați, domnul Tudosă, la ora 5 și 3 minute, când iese fumul pe care îl vedeți din partea cealaltă, dumneavoastră. M-auziți? M-auziți? Eu vă aud foarte bine. M-auziți? Alo? Păi să fie și domnul Tudos. Bună seara! Bună seara, bună seara! M-auziți acum? Da, acum vă aud. Spuneți-mi, la ce oră ați ajuns acolo? Bună seara! În jurul orei 5 și 4 minute am primit apelul pe dispecerat, întrucât eram foarte aproape, atât eu cât și celălalt echipaj de la secția 6, eram foarte aproape de spital, eram pe șosea Ștefan cel Mare, la 5 minute și 4 minute am ajuns la fața locului. Domnule Dobre, spuneți-mi, vă rog, când ați ajuns dumneavoastră, ați parcat mașina acolo, se vede mașina, după ceea ce ați făcut, v-ați dus spre clădirea unde începuse incendiu? Cum am ajuns la fața locului, am văzut că este vorba de incendiu, am parcat mașina lateral încât să facilitez intrarea pompierilor, am urgentat pompierii, noi suntem primii ajuns la fața locului. Da. N-a fost foarte ușor să ajungem și am luat legătura cu domnul doctor de gardă, care ne-a comunicat faptul că are aproximativ 100 de pacienți. Cu domnul Cătălin Apostolescu. Domnul doctor Apostolescu, da. Da. Spuneți-mi, vă rog, care e și directorul medical în perioada asta, spuneți-mi, vă rog, ați intrat în clădire, ați văzut de unde vine incendiu? În timp ce vorbeam cu domnul doctor și făceam o evaluare scurtă a situației pentru a comunica la dispecerat mai departe, a suplimenta forțele, s-a auzit o explozie puternică. Da. Au ajuns colegii de la secția 7 în sprijin și am decis să intrăm să evacuăm cât de multe persoane putem. Nu știu, am evacuat aproximativ 15-20 de persoane,
conducându-le la corpul de vizavi, camera de gardă. Domnul Dobre, dar n-ați intrat în camera sau în cele două camere unde a fost incendiu? Ba da, am intrat pe hol. Este un hol lung. Mă vedeți la televizor acum? Nu. Nu. Da, păcat, arăt foarte, adică exact ce trebuia pentru un prezentator de televiziune. Atât eu cât și colegii mei... Stați o secundă. Ați intrat pe acel hol și focul era pe partea stângă, da? Pe partea stângă era foarte mult fum. Uh-huh. Prima, când am ajuns la fața locului, era foarte mult fum, apoi uh-huh. după explozie s-a propagat și placără deschisă. Uh-huh. Era înțeles. Foarte greu de identificat exact unde este locul. Ne-am urcat până la etajul 3. Un coleg al meu a intrat până la etajul 3 inclusiv. Dar ați văzut că era foarte mult fum? Nu ați descoperit camera din cauza fumului din care pornise incendiu? Da, da, da. Îl vreau și pe Florin Tudose la telefon. Da, mi-ar fi plăcut să vedeți, am făcut aici un desen. Bun, spuneți-ne din ce s-a întâmplat. Nu am acces acum la televizor. Am oprit puțin, eram în trafic și am oprit pe partea dreaptă. Bun, spuneți-mi, vă rog, domnul Dobre, în momentul în care ați ajuns, foarte mult fum, ați intrat în clădire, ați mers până la etajul 3, care e parter plus 3 etaje, da? Parter plus 3 etaje. Plus 3 etaje, da. Da, avem și pe doctorul Adrian Marinescu aici și bună seara. De la BAC și știe foarte bine cum stau lucrurile acolo. Spuneți-mi, vă rog, focul acela a apărut mai târziu. O să-i rog pe colegii mei să dea imagine exact când e focul. La ce oră e focul? La ora focul 5? Undeva la 5 și 7 minute și 8 minute după explozia. Imediat atunci au ajuns pompierii la fața locului, un echipaj de pompieri care cu ajutorul lor am evacuat chiar câteva persoane. Erau persoanele pe care le-ați evacuat erau de la parter sau de la etajul 1? Eu ce-am rămas la parter și la etajul 1. Colegii mei au fost la 2, la 3, au evacuat de pe casa scării, cum s-ar numi, și da. De pe culoare. Spuneți-mi, domnul Dobre, până ați plecat, ați identificat camera, salonul din acest pavilion în care a avut loc incendiu? Nu, era incendiu și pe partea, se vedea flacără pe culoarul de partea dreaptă. Din partea dreaptă, pentru că incendiu a trecut din partea stângă, din camera din partea stângă, în camera din partea dreaptă. Da, vedeți acum? De la început am fost poziționat pe partea dreaptă. Apoi aveam contact vizual cu... Ok. Unde erau și mașinile de pompieri, nu? Unde erau și mașinile de pompieri. Unde este ieșirea din pavilion. E adevărat. Știți ce vreau să vă întreb? În momentul în care ați cărat bolnavii de la toate etajele sau numai de la parter? De la toate etajele. De la toate etajele. Până să plecați, vă mai întreb o dată, ați identificat camera din care a pornit incendiu, da sau nu? Că nu e nicio... Nu am identificat camera. Dar, dar spuneți-mi, pompieri au identificat? Nu știu să vă zic, nu știu să vă dau date din anchetă. Ok, nu din anchetă, vreau să vă întreb ce s-a întâmplat la fața locului, că noi nu facem o altă anchetă, încercăm să reconstituim ce s-a întâmplat acolo. Da, bun. Nu sunt eu în măsură să... Știu, spuneți-mi în cât timp s-au mutat pacienții din pavilionul 5. Nu știu ce, de la început, nu știu, să fi durat 35 de minute. 35 de minute, 40 de minute. Am evacuat maxim. Dumneavoastră ați găsit cadavrele carbonizate sau pompierii? Pompierii au intrat chiar în... Vă dați seama că nu aveam nici echipamentul necesar să intrăm. Da. Spuneți-mi, vă rog, domnul Dobre, și asistentele și infirmierele, adică personalul spitalului, în momentul în care ați ajuns acolo, erau la fața locului, încercau să ajute? Erau la fața locului și începuseră să evacueze din persoane. Am înțeles. Mulțumesc mult, mai rămâneți un pic pe fir. Adrian, dacă ai vreo întrebare pentru domnul Dobre, te rog. Pe domnul Tudose, puteți să refaceți legătura cu domnul Tudose? Putem să avem? Domnul Tudose, da, mă auziți? Da, vă aud, da. Bun. Spuneați că ați început să filmați cu cât puțin timp înainte de a ajunge mașinile de poliție. Domnul Dobre este unul dintre cei care au ajuns acolo. Până când ați început să filmați, asistentele, personalul medical ieșise din clădirea în care a început incendiu? Și vreau să-l întreb pe Adrian.
Personalul medical stă acolo, medicul de gardă stătea acolo peste noapte. Și personalul medical. Și asistentele medicale și infirmierele. Și încă ceva. Vizibil că se intră foarte des în zona roșie. Uh-huh. Deci, în zona unde sunt pacienții, se intră extrem de des. Se fac tratamente, intră infirmierele, intră medicul. Adică în permanență intră cineva. Uh-huh. Sigur, nu dimineața la ora 5, fix în acel moment, dar se intră ori de câte ori este nevoie și dacă nu e nevoie, dacă un pacient nu are o urgență, se intră oricum pentru tratament și la ora 2 uneori, se intră dimineața la ora 6, adică sunt intervale foarte scurte. Bine, acum trebuie să recunoaștem, Adrian, că ora 5 era așa între intervenții, numai dacă era ceva grav de semnalat, pentru că altfel vizitele medicale sunt după 7. Merg asistentele și doctorii și la 12 și la 1 noaptea, bănuiesc că ai mers. Ba da, și noaptea? Mai devreme de 7 și la ora 6. A, la ora 6, dar asta era la 5, era cumva... Dar infirmierele intră și mai devreme. Intră și mai devreme. Și la 5, da. Deci, cine a descoperit incendiu? Au descoperit infirmierele, știm asta? Eu din datele pe care... asistente, da. Da, din datele pe care le-am infirmierele. Dar era mult mai bine de vorbit cu cei care au fost efectiv. Ca să avem, dar din ce am eu ca date, păi, au fost infirmierele. Haideți să faceți legătura, vă rog frumos, și cu unul dintre pacienți care stăteau. Bună seara, sunteți la telefon? Bună seara, da. Bună seara. Erați, vedeți la televizor sau doar mă auziți? Nu, doar vă aud. Sunteți în continuare internat în spital, înțeleg, da? Da, da. Da. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat în acea dimineață, pentru că dumneavoastră erați... pacient la Matei Balci, chiar la parter, unde a avut loc incendiu. Ce să... au fost niște țipete, niște zgomote, ca niște mici explozii și alergau asistentele pe vol pe acolo. Spuneți-mi, vă rog, erați treaz în momentul în care ați auzit aceste zgomote, aceste țipete sau da, v-a trezit da, acest... eram treaz, mă scolasem. Și să la toaleta. Așa că lasă, eram treaz. Bun. Și ați auzit aceste zgomote, aceste țipete. La ce salon erați dumneavoastră? Nu mai contează. Bun. Salon. Erați la unul, dar erați pe aceeași parte cu salonul unde a avut loc incendiu, da? Într-o cameră. Erați, câți erați în cameră? Doi mai erau. Doi erați în cameră. Ați auzit țipetele, zgomotele și ce ați făcut? Pe hol nu puteam să ieșim că era fum foarte gros. Era fum gros. Și atunci am sărit pe balcon. Am deschis geamul. Și a sărit pe balcon. Am sărit pe balcon, da. Spuneți-mi, a sărit în curtea interioară, acolo unde erau copaci. N-ați sărit în partea cealaltă unde erau pompierii, da? Acolo. În curtea interioară, da? Unde erau pompieri acolo. Ah, păi ați trecut printr-o altă cameră? Nu. Din camera noastră, direct pe balcon, în partea unde erau pompieri. Păi asta înseamnă că pe acest coridor erați pe partea dreaptă, pe un salon. Deci era... pe stânga. Era, de fapt, un singur pompier care era cu furtunul. Că mașina era mai departe. A, era un singur pompier în momentul în care dumneavoastră a sărit. Pe unde stătea? Da. Era aici? Cred că era într-un salon pe stânga, dar dumnealui știe unde aici era. Aici sunt salonele pe stânga. Da. Și probabil că era un alt salon. Păi da, dar nu erau pompieri pe partea asta, pompierii erau doar pe partea cealaltă. Dar dânsul a spus că tot pe stânga a stat. Păi a stat pe stânga, dar a zis că a sărit unde erau pompieri, o pompierii nu erau aici. Păi nu, a sărit pe partea dreaptă. Cred că a ieșit pe... Păi a ieșit pe geamul camerei unde stătea. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Da. Auziți? Da, vă rog. Sunt Florin Tudosa. Din poziția în care am văzut, pompierii s-au dus și în față și în spatele clădirii. A, deci practic, în dreapta și în stânga. Exact. Ăla nu exact. E în spatele clădirii, sunt două laterale. Clădirea două este laterale, pe lung. În ambele laterale. Ambele laterale. A, da. Am înțeles. Da. Bun. Și de la mașina aceasta mare din față de aici, au dus furtune prin stânga, pe lângă buldozerul acela și pe acolo au evacuat, pompierii au adus și persoane. Da. Spuneți-mi, vă rog, deci a sărit pe geam și era un singur pompier cu o mașină, atâta? Mașina era mai departe. Era pompierul cu furtun și mai era încă un pompier care l-a ajuta. Am înțeles. Și spuneți-mi, vă rog... stingea focul din camera unde avusese loc incendiu? Da.
Și ajungea, am înțeles că nu avea o scară suficient de mare cu care să ajungă acolo la parter să stingă focul. E adevărat? Da, avea o scară care era pusă pe balcon. Deci avea o scară care era pusă pe balcon. Era, da. Și dumneavoastră ce ați făcut după ce ați ieșit de acolo? Am fugit într-un colț unde să pot să respir, pentru că și acolo era frum foarte mult. Uh-huh. Și nu se putea respira nici acolo ca lumea. Și celălalt bărbat cu care ați în salon, ce a făcut? Ăla a putut să sară. A putut să sară de la balcon jos. Deci a sărit. A sărit jos, eu n-am putut să sară. Da. Și dumneavoastră v-a ajutat cineva sau ce ați făcut? Nu m-a ajutat nimeni. La sfârșit m-au ajutat pompierii să cobor pe scară. Să coborâți pe scară de la balcon. De la balcon, după ce s-a terminat. Aveați oxigen? Nu mai aveam, că am ieșit la poboară. Nu. Când erați în cameră. În cameră aveam oxigen, da. Aveați oxigen? Da, da. Deci și pe timpul nopții aveați pungi de oxigen, nu? Da, da, da. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, aveați aparate care încălzeau camera? Dom'le, a fost frig acolo. Ne aduceau sticle cu apă caldă ca să ne încălzim. Și într-un târziu a adus cineva un calorifer cu ulei. Un calorifer cu ulei și sticle, și noaptea vă încălzeați cu sticle de apă caldă, da? Da, până se aducă caloriferul, ne încălzeam cu sticle de apă caldă. Că era... Și apa caldă de unde o luați? Ne aduceau infirmierele. Deci infirmierele vă aduceau sticle cu apă caldă pentru ca să puteți, le puneați în pat ca să puteți să dormiți noaptea. Să putem să rezistăm acolo. Nu aveați apă caldă și nu aveați căldură? Apă caldă era, oarecum. Mm-hmm. Spuneți-mi, când ați ajuns... Nu era căldură. Nu era căldură. Când ați ajuns acolo, da, și v-ați internat, pentru că erați de ceva timp în spital, câte grade erau în cameră? Nu știu, că n-am putut să... măsurăm temperatura, dar era frig, era foarte frig. Erau 10 grade, erau 15 grade? 15-16, eu știu. 15-16 grade. Păi, normal că erau 15-16 grade atâta timp cât dumneavoastră vă încălzeați cu sticlele de apă caldă. Da. Bun, și spuneți-mi, vă rog, și după aceea ați avut un calorifer, da, electric, da, pe ulei cu care vă făceați cald în cameră. Da, da. A adus unul dintre oamenii care au stat cu dumneavoastră în cameră, da? A fost acolo. Bun, spuneți-mi, vă rog, aveați și tuburi de oxigen în cameră? Nu aveam. Era instalația în perete. Era instalația din perete? Da. Aceea pe care o folosea și dumneavoastră pentru a pune masca de oxigen, pentru că aveați nevoie de oxigen. Absolut, da. Am înțeles. Ce vrem să spun e că s-a făcut în ultimul timp un efort mare pentru a fi mai multe surse, în așa fel încât să nu mai fie nevoie de varianta de butelie cu oxigen. Aici e o problemă, pentru că la început nu erau suficiente surse pentru toți pacienții și e clar că aveau nevoie și de partea de butelie. În camera de gardă, în spital, dar la acest lucru s-a renunțat de o perioadă destul de lungă de timp, înlocuind cu două surse, practic la fiecare pat avea două surse de oxigen. Da, Adrian, aici nu e, numai că nu e de adus o vină spitalului, pentru că agentul termic, căldura, erau date de, era centralizată și era de la Primăria Capitalei, din câte știu. Așa este. Da, totuși omul spune, pentru că a stat acolo, și asta mi se pare că nu e deloc bine, și anume faptul că oamenii dormeau noaptea cu sticle de apă caldă, apă aduse de infirmiere. Eu nu pot să fac, să aduc, să vinovățesc pe nimeni în general, dar cu atât mai puțin infirmierele cărora li se făcea milă și luau sticle de apă caldă. Și da? Pături. Și pături. Până la urmă s-au adus și calorifere electrică acolo pentru a se încălzi camerele. E clar că nu era temperatura de confort și cred că acest lucru a fost spus de mult timp. Știu, și s-a tot spus. Da, eu am mai explicat următorul lucru. Cu o noapte înainte, în camera de gardă n-am avut o altă sursă, era doar caloriferul. Uh-huh. Probabil că depinde și de percepție. E adevărat. Una este să fie cineva care are febră, are o simptomatologie, are o anumită vârstă. Care are COVID până la urmă și e bolnav. Da, e clar că e o altă percepție, dar în plus, nici nu stai în camera de gardă perioade foarte lungi și nu apuci să dormi mai deloc.
Da, odihna e un fel de a spune. Și apropo de acest lucru, asistentele și infirmierele nu au, să nu credeți că au pat sau vreun loc unde să doarmă. Practic stau în cabinet și sunt pregătite în orice moment să intervină. E important de spus, deci nu, am nu înțeles, au pat. Da. Iar medicul de gardă, într-adevăr, din punctul meu de vedere, nu pot să spun că era, că era frig ca percepție. Nu era o temperatură de confort, asta e clar. Dar sunt absolut de acord și cred că noi am spus de N ori și am făcut diverse adrese legate de faptul că nu era suficientă căldură, evident. Vă aduceți aminte că și în urmă cu ceva timp au fost zile când nu a fost deloc căldură, apropo de termofil. Ce am făcut noi totuși? Ne-am străduit și am reușit și probabil că într-o săptămână vom avea centrale termice montate, ele sunt deja cumpărate, e vorba doar de montare. N-a fost ușor. De centrale termice pentru fiecare pavilion. Exact. Pentru pavilion. Da. Și nu este ușor, pentru că e un sistem da. Pavilionar și investiție mare. Rog pe domnul Tudosă, pentru că aici e și o chestie paradoxală. Pavilionul 4, în care stătea domnul Tudosă, era un pavilion unde avea apă caldă și căldură. E adevărat? Da, așa este, da. Deci nu v-a lipsit, n-ați avut, nu v-a lipsit niciuna dintre condițiile normale. Aveați căldură, aveați apă caldă. Dumneavoastră vorbiți da. Și de un tratament excepțional al medicilor, al, de care ați avut parte, al asistentului. Asta pot să spun și eu, că am stat acolo trei zile și trei nopți. Bine, noaptea nu prea durmei când luai dexametazonă de aia sau ce luam. Dar trebuie să spun că serviciul era și curățenia erau extraordinare. Eu am fost în septembrie, nu era nevoie de căldură. Dar de ce în pavilionul 4 era cald și în pavilionul 5 oamenii înghețau de frig? Aici nu pot să-mi dau seama tehnic cum, pentru că nu e același a... Ba da, ba da. Dar probabil că erau și alte lucruri până în final. Caloriferele, felul în care erau gândite lucrurile. Apropo de clădire, era mai veche. Pavilionul 4 e mai nou. Cu siguranță, da. Asta vreau să vă întreb, domnul Tudosă. Să spuneți în câteva cuvinte. Erau toate condițiile normale, firești? Da. În cele 18 zile cât am fost internat în pavilionul 4, am trecut prin 4 saloane, în funcție de cum era starea dumneavoastră de moment. Mm-hmm. Și în toate aceste 4 în care am trecut, prin care am trecut, condițiile au fost absolut normale din punctul de vedere al căldurii, mm-hmm. condițiilor normale. De asemenea, medicii, asistentele, ați avut parte de servicii medicale ireproșabile. Din partea medicilor și asistentelor, servicii ireproșabile și ați, infirmierilor. Ați ieșit din spital? Mai sunteți în spital? Am fost externat sâmbătă. Sunteți bine, da? Acum da. Datorită medicilor, asistentelor am înțeles, și infirmierilor. Am înțeles. Asta mi se pare paradoxal. Bine, dar salonul ăsta înțeleg că era mai nou și atunci, probabil că de aici... De acord, dar cred că... pavilionul 4, în fiecare salon, era câte un aparat de încălzit, n-aș folosi cuvântul aerotermă, să nu se înțeleagă că era un reșou de ăsta adus de acasă, cumpărat din piață. Mm-hmm. Era un aparat de făcut căldură, montat în perete. Cu care erau dotate toate camerele din salonul 4, camerele, din pavilionul 4. Toate camerele din pavilionul 4 în care am fost eu. Mm-hmm, am înțeles. Da, și am trecut prin 4. A, pe de asta, pentru că era deci, un alt... aparatul acesta de produs căldură avea o lungime de peste un metru. Am înțeles. Cred că v-am trimis și o poză. Bun, mulțumim mult, mulțumim mult și mulțumim că ne-ați dat voie să difuzăm aceste imagini care sunt importante pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu rog pe colegii mei, după o scurtă pauză, să revenim și să dăm acele imagini filmate de site-ul Radio Europa Liberă atunci când e cuprins de flăcări parterul de pe partea cealaltă. Partea aceea dinspre cartier, cum ar veni, e o parcare acolo și eu am stat acolo, chiar deasupra locului unde o să vedeți incendiu. Dar o să vedem aceste imagini după o scurtă pauză. Da, continuăm emisiunea din această seară, mă uitam la mesaje, ce spun oamenii, ce vorbesc despre toate cele întâmplate. Spuneam, Adrian, că undeva din aceste două camere, aceste două saloane, din pavilionul 5, a izbucnit focul. Opriți casca. Puteți să opriți casca? A izbucnit incendiu, după care el a trecut holul, acest incendiu, și a trecut în camera,
într-una din camerele de vis-a-vis și o să-i rog pe colegii mei să dea imaginile cu focul care se vede filmat din partea aceasta, deci din partea aceasta, filmarea făcută de domnul Florin Tudose undeva din de aici, de la intrarea din pavilionul 5 și îi rog să vedem imaginile. Da, acestea sunt imaginile undeva pe aici, vis-a-vis de, de locul de camera unde a pornit incendiu. Este incendiu pe care îl vedem acum pe micul ecran. Bineînțeles, toate astea întâmplându-se la parter. Ce vreau să spun, că ai stat la etajul 1, în pavilionul 5. Eu am stat chiar vis-a-vis, deasupra camerei unde a luat foc. Pe partea... spre parcare, spre oraș, dreapta. Cum ar veni, da. Dar apropo de condiții, da. Trebuie spus că fiecare salon avea grup sanitar, duș separat, geamuri termopane. Condițiile, din punctul meu de vedere, erau foarte bune, cele mai bune, în sensul că aveai toaletă, aveai duș, aveai chiuvetă în cameră. Paturile erau cu sistem. Paturile cu sistem, adică din punctul ăsta de vedere, nu pot să spun asta. Numai că problema de căldură nu ține de balci, din câte am înțeles. Iar ceea ce a spus domnul Ilie, pacient și martor ocular la ce s-a întâmplat, pentru că dânsul a ieșit în balcon, n-a putut să sară balconul. Bine, balconele sunt destul de ciudate că nu prea poți să ieși în ele. Trebuie să ieși pe fereastră ca să ieși în balcon, că nu e ușă. Sunt niște balcoane mai mult de pamplezir, ca să zic așa. Și ăsta e un amănunt apropo de ce se va întâmpla de aici înainte. Și nu știu cine răspunde, dar trebuie să răspundă cineva. Faptul că oamenii se încălzeau cu sticle cu apă caldă, ca să poată să doarmă peste noapte, și că și-au adus, nu am auzit de aerotermă, adică am auzit pe cineva că vorbea de aerotermă, dar în camera pacientului de la Balci a fost un calorifer electric pe ulei. Deși noi în permanență am spus clar că nu au voie cu niciun fel de dispozitiv. Știu, poate că părea ciudat la acel moment, dar orice dispozitiv putea să însemne un risc. Uh-huh. Atunci noi am mers întotdeauna, am spus foarte clar, niciun dispozitiv. Spune-mi, te rog, cu toată sinceritatea, existau tuburi de oxigen în aceste saloane? În mod normal n-ar fi trebuit să existe, dar trebuie să înțelegeți următorul lucru. Cu ceva timp înainte, nu exista, să vă spuneam. Instalația, sursa de oxigen. Și atunci, vine... și atunci veneau cu tuburile în... Mai mult de atât. Gândiți-vă în camera de gardă, în momentul în care cu ceva timp în urmă stăteau 30-40 de pacienți care staționau chiar și 24 de ore, era clar că nu existau acele surse și aveau nevoie de o sursă mobilă și atunci aveau nevoie de tuburi, era clar. Să știți și că... unde stăteau acești pacienți în camera de gardă? Ați văzut imaginea? Erau încăpere, erau o încăpere. Era camera de gardă în era sine. Camera de gardă, holul, unde stăteau toți, holul camerele. Și așa mai departe. Da, dumneavoastră credeți că dacă ne uităm la spitalele... Marius, da. Toate spitalele în momentul de față, care tratează pacienții cu infecții SARS-CoV-2, da. Nu au aceeași problemă. Eu cred că la noi, la Matei Balș, este situația fericită în care avem surse de oxigen. Adrian, eu n-am văzut tuburi de oxigen în momentul în care a fost în spital, că mă mai uitam și eu, am ieșit pe hol. Și nici n-am văzut în celelalte saloane tuburi de oxigen. Și mă întrebam dacă mai existau sau dacă... cineva a adus tuburi de oxigen acolo, pentru că totuși au fost niște explozii. Sigur că sursa acestor explozii putea să fie orice. Sau îți dai seama că exact, nu știm, vom ști în urma anchetei. E adevărat. Dar noi tubul de oxigen îl foloseam strict, cel puțin în prezent, în momentul în care aveam suficiente surse, în momentul în care pacientul trebuia să ajungă la o anumită investigație. Avea nevoie de tub, evident, da? Deci pacientul trebuia să meargă la o investigație cu tub. E adevărat. Avem și pe avocatul asistentelor, infirmierelor de la Matei Balș. Bună seara! Bună seara, stimați! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, precum și telespectatorilor. Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, pentru că nu trebuie să dezvăluim niște mari date din anchetă. Până la urmă, ancheta nu este atât de secretă, adică opinia publică trebuie să afle ce s-a întâmplat acolo. Dar... vă înțeleg și pe dumneavoastră și vă apărați meseria. Spuneți-mi din punctul dumneavoastră de vedere, din măturile, care se pot spune? Ce s-a întâmplat acolo? Deci, cu precizarea că sunt avocatul unei doamne infirmiere, vă rog. Neputând fi avocatul tuturor. Da. Și bineînțeles, dumneavoastră sunta foarte bine. Urmărirea penală potrivit legii este secretă, dar acest caz stârnește un interes deosebit în rândul opiniei publice. Și din punctul meu de vedere, pe bună dreptate. Deci, ceea ce se poate concluziona până la acest moment,
fără a anticipa sau fără a contura vreo soluție, este ceea ce este relevat în spațiul public, inclusiv de medicii de la Matei Balș, care susțin același lucru care a fost susținut și de către infirmiere, respectiv faptul că s-a auzit un strigăt din salonul 63 de ajutor. Uh-huh. Una din cele două infirmiere care se aflau atunci în tură s-a deplasat de urgență în acel salon, aflându-se vis-a-vis să vadă despre ce e vorba, bineînțeles crezând că un pacient a căzut din pat și trebuie repus înapoi în poziția... Trebuie pus în pat, așa? Când prima infirmieră a ajuns în dreptul ușii și a văzut pacientul căzut, e adevărat, între paturi, cuprins de flăcări la nivelul picioarelor și, mă rog, foc în mijlocul salonului, a strigat și ajutor foc, moment în care și cealaltă infirmieră a venit de urgență. Și aici este cât se poate de clar, una din prima infirmieră care a intrat în salon a sărit cu pătură să stingă incendiul, să încerce să stingă incendiul de pe pacientul care se afla pe la patul din loc și care luaseră foc picioarele, îmbrăcămintea de la nivelul picioarelor. Cealaltă infirmieră, cu o prezență de spirit absolut deosebită, a sărit să decupleze instalația de oxigen aflată în perete. Faptul că a decuplat această instalație de oxigen înainte de a fi cuprinsă de flăcări este absolut remarcabil, deoarece dacă, domnule ferește, s-ar fi ajuns acolo, flăcările ar fi ajuns acolo, am fi asistat la o tragedie infinit mai mare decât cea produsă. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, în acest salon 63, unde a intervenit clienta dumneavoastră, da? Femeia, infirmiera pe care o reprezentați în această anchetă, aici au fost găsiți pacienții carbonizați? Se pare că da. Se pare că da, dar nu toți. Nu înțeleg de unde sunt mai mulți. Asta spun, că unul dintre pacienți a fost ajutat de clienta dumneavoastră să stingă cu o pătură focul. S-a încercat. S-a încercat, vă dați seama că nu s-a reușit, focul s-a extins. Am înțeles. Moment în care, după decuplarea instalației de oxigen, ambele infirmiere au fugit una în stânga, una în dreapta, la capătul holului pentru a se întoarce cu extintoarele, încercând să stingă. Am înțeles. Deci, cele trei cadavre carbonizate au fost găsite în acest salon 63. Nu pot afirma lucrul ăsta, doar pot presupune. Puteți presupune. Știți amănunte din această anchetă în legătură cu cel de-al patrulea corp carbonizat? Deci, simte, domn, urmărirea penală fiind din REM acum, asta înseamnă că nu este împotriva unor persoane. Fiind din REM, toate persoanele au fost audiate în calitate de martor, nu de suspect sau de inculpat. Nu, nimeni nu punea în discuție aici calitatea de suspect. Nu, vreau, dacă mă lăsați o secundă să înțelegeți și ce vreau să spun. Vă rog. Fiind în calitate de martor, nu de suspect sau de inculpat, niciun avocat, nici eu, nici colegii mei care reprezintă celelalte asistente sau infirmiere sau medici, nu pot formula cerere de studiu dosar și de participare la toate actele de urmărire penală. Motiv pentru care niciunul din noi nu știm ce se află în dosar. Absolut nimic. Știm fiecare ce a declarat clientul lui. Păi nu, eu vă întrebam ce a declarat clientul dumneavoastră, nu altceva. Dacă a declarat că cele trei corpuri, trupuri carbonizate, erau în salonul 63. Nu, după momentul încercării de a stinge incendiul, clienta mea s-a trezit afară, nici mai nu știa cum a ajuns. Am înțeles. Nu a depus o mărturie, a mărturisit doar ceea ce s-a întâmplat în momentul din care a auzit țipete, a intrat în salonul 63, unul dintre pacienți luase foc, îmbrăcămintea... De la nivelul picioarelor? Da, luase foc și cam asta a fost tot. Această situație, sunt convins că ați observat distinse, domnule, a fost confirmată și a fost relevată inclusiv de medicul șef de secție care se afla atunci de gardă. Da, nu era șef de secție, este directorul medicul de gardă Cătălin Apostolescu. Care a spus același lucru, că a auzit prima dată un strigăt de ajutor venit din partea unui pacient. Okay. La scurt timp, un alt strigăt de ajutor foc din partea unei colege infirmiere și după aceea s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Mulțumesc mult de tot. Vreau să vorbesc un pic cu domnul Ilie, dacă îl mai avem la telefon. Mulțumesc mult, domnule avocat. Numai bine, ținem legătura. Bună seara. Bună seara. Aș mai face o precizare să fie clar, apropo de cele tuburi de oxigen. Tuburile de oxigen sunt încă folosite în spitale și ele sunt clar de uz medical și atunci când nu ai suficiente resurse, le folosești, au supapă de siguranță, deci trebuie să fie clar.
Nu sunt interzise tuburile de oxigen. Nu, am spus că sunt interzise. Nu, am făcut o precizie. Eu doar am întrebat pentru că s-a vorbit de explozie, s-a auzit o explozie la Matei Balci și că sursa acestei explozii putea să fie un tub de oxigen. N-am spus că da, nu, sunt sau nu sunt interzise. Și foarte bine că ai făcut precizarea, pentru că eu mi-aduc aminte, când am fost acele trei zile, m-am dus de vreo două ori să-mi fac computer tomograf, mulți dintre pacienți, din nefericire, se duceau să facă acest computer tomograf, acest examen cu tubul de oxigen după ei. Ceea ce însemna da. Că fie doar pe perioada deplasării până făceau computer tomograf aveau acest tub sau poate și în saloane, dacă nu era o sursă de oxigen, purtau după ei acest tub de oxigen. Adică, altfel spus, institutul nostru a făcut eforturi da. Pentru a avea atât de multe surse. Da. În alte spitali nu există și atunci folosesc tubele de oxigen când nu au încotro. Am înțeles. Domnul Ilie, vă mai deranjăm doar două minute. Atâta mai vreau să știu la dumneavoastră că să și termină prima parte a discuției. La ce salon stăteați dumneavoastră? 66? Vorbește prea mai încet un pic. Dați-i pe aia mai încet din spital. Dați-i afară, că vin peste ei. Vorbiți mai încet, domnul. Domnul Ilie. Dați-i mai încet, dați-i. Stăteați în salonul 66? Da, da. În salonul 66, pe aceeași parte cu camera în care a luat, salonul în care a luat foc, da? Da. Dar cine sunt ăștia? Sunt colegii de cameră de acolo, de la spital unde v-am mutat, care colegii vorbesc tare? Unde m-am mutat, spuneți-i da. Că sunt eu și vin personal, mă ocup de, adică, da? Da. În momentul în care ați ieșit în balcon, din celelalte balcoane, din celelalte saloane, au ieșit oameni care să sară pe balcon? Sau? N-au putut săraci. N-au putut săraci. Au ajutat ajutor, n-au putut. Am încercat să despart geamurile. Mm. Acolo, de-abia s-a putut rabata la unul geamul. Mm-hmm. Nu se deschideau geamurile. Nu se deschideau, n-au putut să iasă. N-au putut să deschidă geamurile și să iasă. Erau geamuri termopan, din câte mi-aduc aminte. Termopan, da, mm. Păi dumneavoastră ați fost foarte aproape de salonul, dacă a stat la 66, foarte aproape de salonul în care a izbucnit incendiu. Da. Domnul Ilie, vă doresc foarte multă sănătate. Câți ani aveți? 75. 75, mulți înainte. Mulțumesc. Sunteți mai bine, da? Sunteți mai bine, da. Da. Mai aveți nevoie de punga de oxigen? Nu. Nu mai am. Doamne ajută, sănătate, să ajungeți cu bine acasă și... Vă dorim numai bine, sănătate, domnule. Mulțumim mult pentru mărturia dumneavoastră, este foarte importantă pentru ca opinia publică să știe ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc mult. Adrian, știm bine ce s-a întâmplat, știm locul, avem reconstituirea în momentul ăsta, cum s-a întâmplat, unde s-a întâmplat, incendiu de aici, el a ajuns și în camera de lângă, cum la fel de bine a ajuns și într-o altă cameră de aici, pentru că aici se vede incendiu filmat din partea cealaltă. Știm foarte clar că flacăra se propagă ușor în momentul în care e o concentrație de oxigen. Și mă gândeam așa, ca o concluzie. Uh-huh. M-aș gândi la lucrurile concrete pe care le-am putea face. Ca de exemplu, reducerea consumatorilor electrici și cred că discuție legată de toate spitalele din circuitul COVID. Asta vom vorbi imediat după pauză. Vreau să spun că incendiu a ajuns acolo. Flacăra aceea puternică, bănuiesc că în momentul în care a izbucnit nu mai era cineva acolo, pentru că a fost și fum la început și oamenii plecaseră, dar rămâne această mărturie importantă, și anume pe care a făcut-o domnul Ilie, 75 de ani, că în saloane când a ajuns acolo erau 15 grade, era foarte frig, 15 grade inuman, că dormeau noaptea încălzindu-se cu apă în sticle, apă caldă în sticle, și că la un moment dat cineva a adus un calorifer electric. Bănuiesc că și în alte camere pe ulei și în alte camere erau calorifere... Poftim? N-am auzit. Că și în alte camere erau instalații sau, dacă vrei, aparatură cu care să se încălzească oamenii. Pentru că nu puteau să stea. Și eu știu mai multe de atâta din surse absolut oficiale, oameni care au stat acolo, pentru că am avut mulți colegi, prieteni, cunoștințe care au stat în Balci și care au avut și condiții excepționale medicale, dar în ceea ce privește căldura, sunt oameni care au ajuns acolo și erau 9-10 grade în saloane. Din păcate. Din păcate. Și este și motivul pentru care și nu e o chestiune care ține de Institutul Matei Balci. Că aș fi vrut să
să știm foarte clar, adică am vrut, vreau în continuare să știm foarte clar asta. În momentul în care ajungi în spital și ești și bolnav, pentru că ai stare febrilă, ești bolnav de COVID, ai nevoie de oxigen. Ai nevoie nu și de temperatură de confort. Nu poți să stai la 10, eu știu că au fost 8-10 grade în saloane. Domnul Ilie vorbește de 15 grade până când să vină un calorifer electric pe ulei. O scurtă pauză, intrăm în legătură cu domnul Sândesc, ca să vedeți, apropo de faptul că s-a tot discutat și se discută ce e de făcut. Ministrul Sănătății face acum o mare webinar dintre ăsta, unde vorbește despre ce e de făcut în spitale. S-a discutat în noiembrie, după incendiul de la Piatra Neamț, foarte clar ce e de făcut. Și această discuție a avut loc la Cotroceni, cu ministrul Tătaru de atunci, cu Raed Arafat, cu domnul Dorel Sândes, care reprezintă Asociația de Terapie Intensivă. Președintele însuși, întâiul om în stat, a ieșit într-o conferință de presă și a spus care sunt soluțiile pentru a nu se mai repeta tragedia la Piatra Neamț. Și așa cum a auzit-o, a spus-o și președintele, așa am auzit-o și noi atunci, o să vedeți conferința de presă, dar de atunci, din noiembrie până acum, nu s-a făcut absolut, absolut nimic. Pauză. Să trăiască, domn profesor. Cât de bine arătați. Ceva făcut de serial, de film artistic COVID-ul ăsta, domn profesor. Vă rog în câteva minute să vorbiți despre acea întâlnire care a avut loc atunci și soluțiile care s-au găsit, după care dăm conferința de presă, da? Vă rog. Cum? Dumneavoastră sunteți șeful. Eu sunt șef, eu sunt angajat pe colaborare, fără... Acum vrea să-mi facă și mie carte de muncă. Bună seara. Da, da. Dați-i și pe domnul Marinescu aici în fereastră. Bună seara, bună seara. Vă salut, vă salut, domnilor. De-abia vă văd așa pe telefon. Micuți păi și drăguți. Da, am aici ecranul lângă și vă văd mai bine. Da, acum am ieșit din webinarul respectiv. Foarte bun, de altfel, inițiat după toate astea ce le-am propus noi, inițiat de Colegiul Medicilor, absolut util, la care participă și societatea civilă și profesioniști. Deci hai să vedem de ce nu s-a făcut până acum. Acum că o să se facă, Doamne ajută, dar vorbim de ce nu s-a făcut din noiembrie până acum, domn profesor. Da, eu nu pot să spun că n-au reacționat. Adică da, totuși se trimiți... În fine, eu vă zic. Unele sunt de la martorul ocular, ăla care a filmat acolo. Pentru că acum le-am avut. Da, continuăm emisiunea din această seară. Îl avem pe domnul profesor Sândesc. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Domnule doctor, eu știu că a avut loc acea întâlnire după incendiu de la Piatra Neamț, din spitalul județean de acolo. A avut loc o întâlnire la Cotroceni, unde v-ați întâlnit cu președintele Iohannis, cu ministrul sănătății Nelu Tătaru, cu Raed Arafat, nu? Cine a mai participat? Da, așa este. Nu a fost o întâlnire pentru a discuta ceva, ci a fost o întâlnire bazată pe documentele pe care Societatea Română de ATI și Comisia ATI le-a trimis către autorități. Noi așa ne-am învățat, pentru a crește șansele implementării unor proiecte pe care le considerăm necesare, trimitem autorităților responsabile. Guvernul, Ministerul Sănătății, Președinția, uneori la Parlament, dacă este vorba de reglementări legislative. Da. Și trebuie să spunem totuși că a existat o reacție foarte promptă și la cel mai înalt nivel, în condițiile în care președintele României a convocat această întâlnire, la care au participat cei menționați de dumneavoastră, tema anunțată din start fiind tocmai discutarea acestor documente. Ce conțineau ele? Ele veneau, bineînțeles, după această criză și arătau că, de fapt, trebuie atacate cauzele sistemice care creează vulnerabilitate crescută spitalelor românești și care, iată, am anticipat din nefericire, fac posibile asemenea accidente și repetabile, nu doar în spitale mici sau pierdute undeva prin țară, ci în cele mai mari spitale. Spuneam atunci că orice spital mare este expus atâta timp cât
aceste cauze tare, nu sunt înlăturate, nu sunt remediate. Ele sunt de bun simț, toată lumea este de acord când spui că rețelele electrice din spitalele românești sunt depășite, că rețelele de gaze medicinale, oxigen și aer comprimat sunt depășite, dar n-am făcut doar asta, să venim cu două idei. Noi am analizat dimensiunea problemei și am prezentat-o cantitativ și procentual printr-un audit pe care noi l-am făcut foarte rapid, așa cum îți permite flexibilitatea unei societăți, spre deosebire de rigiditatea birocrației oficiale, și am pus-o pe masa autorităților, arătând că situația este dramatică, procente mari din spitalele noastre, neavând rețele adecvate de oxigen și de aer comprimat, sau având rețelele electrice depășite, iar pe de altă parte, o altă problemă foarte serioasă este reprezentată de faptul că aproximativ jumătate din echipamentele din spital nu au un contract de servicii și de mentenanță. Domnule profesor, cu alte cuvinte, ați identificat problemele sistemice, problemele sistemului pe românește ale spitalelor de stat din România în legătură cu aportul de oxigen, mai ales în perioada aceasta a pandemiei, foarte important, și instalațiile de oxigen. Instalațiile electrice, la fel, da? Cam astea sunt cele mai importante și, bineînțeles, și aparatura de terapie intensivă complementară acestor lucruri. Terapia intensivă nu a fost un focus absolut. Problema este de sistem de spitale și pe lângă dimensiunea problemei am făcut și o estimare bugetară a proiectelor și am înaintat propuneri de soluții. Adică am arătat și am propus ca modernizarea acestor rețele să se facă prin fonduri europene, întrucât există acest program major PNRR și nu credem că poate exista o prioritate mai mare decât asta. Și am arătat că bugetul este undeva la 150 de milioane de euro și cred că e un buget mic când ne gândim la ce impact poate avea. Și apoi am arătat că pentru contractele acestea de service trebuie creat un program de finanțare anual, desigur, prin Ministerul Sănătății, întrucât acest capitol este mereu abandonat, neexistând suficient bani în buget. Întâi se dau banii, desigur, pe utilități ca să nu ți le închidă furnizorii, salarii, medicamente, materiale sanitare reactive, atât îți permit. Bun, președintele a fost primit la Cotroceni, a fost foarte deschis președintele, trebuie să spunem asta, la propunerile, la soluțiile cu care dumneavoastră ați venit pentru rezolvarea sistemică a problemelor în spitalele din România, da? Și a ținut și o conferință de presă. Hai să vedem această conferință de presă în care vorbește despre asta și după aceea vreau să vă adresez iar câteva întrebări. Sunteți de acord? Da, sigur. Haideți să vedem conferința din noiembrie după incendiul de la Piatra Neamț de la Palatul Cotroceni, susținută de președintele Klaus Werner Iohannis. Bună ziua! Am avut astăzi o discuție foarte tehnică și aplicată pe un domeniu de mare importanță, dar de multe ori neglijat. Mă refer la zona echipamentelor medicale și a rețelelor de electricitate din spitalele publice. Am abordat modul lor de întreținere, un aspect esențial într-o perioadă cum este cea de acum, de mare presiune pe sistemul medical. La ședință au participat reprezentanți ai guvernului, dar și experți, medici și ingineri medicali, tocmai pentru a găsi cele mai bune soluții de rezolvare a problemelor existente. În cadrul acestei întâlniri, specialiștii au prezentat o evaluare națională a infrastructurii rețelelor de gaze în secțiile de anestezie și terapie intensivă din spitalele publice, secții care, așa cum știm, sunt supra-solicitate din cauza numărului mare de cazuri severe de COVID-19 pe care trebuie să le gestioneze. Mi-a fost prezentată inclusiv o analiză a disfuncționalităților și defecțiunilor care pot apărea pe perioada de funcționare a acestor aparate, cu exemple punctuale de la nivelul diferitelor spitale din țară care au secții sau compartimente de terapie intensivă. Pentru a avea o imagine mai corectă asupra situației la zi, am solicitat Ministerului Sănătății și experților
o analiză a contractelor de service și mentenanță pentru echipamentele și aparatura medicală din dotarea spitalelor publice. Este evident că în condițiile asigurării necesarului de medicamente, materiale sanitare și a acoperirii cheltuielilor salariale, fondurile pentru serviciul și mentenanța aparaturii sunt masiv subdimensionate și adeseori insuficiente. Discuția de astăzi a fost extrem de utilă și au fost identificate deja câteva soluții concrete care vor fi preluate de autorități și puse în aplicare. În primul rând, este necesară modernizarea sistemelor de gaze medicinale, în special oxigen, și a rețelelor electrice. Aici am găsit împreună soluția pregătirii unui program de finanțare bine pus la punct, folosindu-ne de fondurile europene, o resursă foarte valoroasă și la îndemână pentru dezvoltarea sistemului medical din România. În al doilea rând, se impune regândirea instrumentelor legislative și financiare care să permită o susținere a sistemului de service și mentenanță a tehnicii spitalicești. Un rol important l-are resursa umană și când spun aceasta mă gândesc la inginerii medicali care trebuie valorificați și implicați mai mult în partea de funcționare spitalicească. Aceste aspecte vor fi incluse în pachetul de legi privind reforma din sănătate, aflat în plin proces de elaborare la Ministerul Sănătății. Traversăm o perioadă extrem de dificilă pentru sistemul nostru medical, care a scos în evidență toate deficiențele structurale neglijate ani și ani de zile. Tocmai pentru că ne-am lovit de atât de multe probleme, se lucrează de câteva săptămâni bune la o viziune coerentă în acest domeniu, care să fie transpusă în legi și reglementări clare. Împreună cu guvernul sunt decis să facem ceea ce nu s-a realizat de fapt în România după 1989, adică să reconstruim tot sistemul sanitar din temelii. Va fi un efort de lungă durată, care însă nu mai poate fi amânat și care trebuie să demareze imediat ce în Parlament vom avea o nouă majoritate responsabilă și deplin angajată în slujba binelui românilor. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Deci asta era în noiembrie, o să discutăm după pauză. Vreau să-i mulțumesc doctorului Adrian Marinescu. Adrian, îți mulțumesc mult de tot. Și îți mulțumesc pentru că n-am apucat. Din martie anul trecut, mai puțin să facem un an, ai fost la Lev News și la Marius Tucășou cu atât de multe informații legate de pandemia asta. Continuăm să ținem aproape și să vorbim despre ce se întâmplă și să aflăm rezultatele acestei anchete de la tragedia din Balci. Doamne ajută din ca aceste lucruri să se rezolve într-adevăr punctual. E obligatoriu. Și să vadă imediat. Mulțumesc mult. În partea a doua vom discuta, vom continua discuția cu domnul Sândes, dar și cu Cornel Nistorescu. Pauză. Continuăm emisiunea în această seară. Bună seara. În studioul nostru e și Cornel Nistorescu. Bună seara, Cornel, bine ai venit. De nevoie, continuăm dialogul din seara asta cu domnul profesor Sândesc. Domnule profesor, așadar, am dat filmulețul după discuția pe întâlnirea pe care ați avut-o la Cotroceni, așa cum spuneam, cu ministrul sănătății, Nelu Tătaru, cu Raed Arafat, discuția la care ați participat și dumneavoastră. Președintele identifica foarte bine după această discuție care sunt problemele sistemice și rezolvarea acestor probleme. Vă întreb, de ce din noiembrie, de la începutul lunii noiembrie până acum, la începutul lunii, sau să spunem sfârșitul lunii ianuarie, când a avut loc această tragedie la Matei Balci, nu s-a întâmplat nimic? Da, președintele a avut o inițiativă lăudabilă
Pentru că dintre toate autoritățile cărora le-am trimis acest memoriu, a fost prima care a reacționat și a convocat această întâlnire, la care a fost și premierul și la care a fost într-adevăr o reprezentantă din partea Universității București, a Catedrei de Inginerie Biomedicală, un element extrem de important și deficitar și el, alături de atâtea altele. Deci a fost și Ludovic Orban la această întâlnire. Da, au fost toți, s-a convenit. După aceea, trebuie spus că, într-adevăr, s-au mai făcut câțiva pași importanți, aș zice. În primul rând, am intrat în dialog cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a stabili detaliile acestui nou col de proiecte pentru modernizarea rețelelor de care vorbeam. Noi am trimis materialele și estimarea bugetară, care a fost corectată de minister, care estimase o sumă mai mică, iar guvernul, din câte știu, a elaborat un proiect de ordonanță de urgență care să reglementeze aceste aspecte, aceste programe. Eu știu că a fost elaborat, dar, din câte știu, fără a putea fi sigur, nu s-a finalizat, întrucât alegerile au dus la schimbarea structurii guvernului, inclusiv a premierului. Ok, am înțeles. Acest hiatus despre care vreau să vorbesc, pentru că am spus-o și la acest webinar, vedem trista gâlceava politicienilor din această perioadă, care își numără fiecare celuilalt mandatele de ministru la Ministerul Sănătății, încercând cumva să-și paseze responsabilități. Dar ei ignoră cu toții o realitate indubitabilă, imposibil de contestat. România rămâne pe ultimul loc în Europa ca procent din PIB alocat sănătății. Astfel că din această perspectivă obiectivă, între diversele grupări politice care au condus Ministerul Sănătății, noi, cei profesioniștii din sistem, precum și pacienții, putem să spunem că nu există nici o diferență semnificativă, atâta timp cât nimeni, dar nimeni, nu ne-a mișcat de pe acest rușinos ultim loc. Și pe lângă acest lucru, sau o parte din lipsa de progres, se datorează acestui fenomen teribil al schimbărilor atât de frecvente, al lipsei de stabilitate. Pentru că întotdeauna când se schimbă o conducere, apare și o problemă majoră de comunicare. Chiar atunci când, de exemplu, miniștrii care se schimbă între ei sunt din aceeași coaliție, noi ne luptăm cu o tenacitate pe care ne-am câștigat-o în timp, întotdeauna cu proiectele noastre, cu ministru, cu conducerea, și după o perioadă care durează, sigur, până îi convingi de importanța, necesitatea, utilitatea lor, îi convingi de acele proiecte și vine schimbarea. Și după aceea trebuie să... Da, domn profesor, de acord cu tot ce spuneți. Așa arată viața noastră. Nu, dar eu vă întreb, dumneavoastră ați văzut ieșirea președintelui după tragedia, în ziua în care a avut loc tragedia de la Balci, din curtea spitalului? Domnia sa a avut un discurs ca și când nu ar fi avut loc această întâlnire din noiembrie, de la începutul din noiembrie, despre problemele sistemice. De parcă n-ar fi discutat și nu s-ar fi identificat chiar soluții. Era pe din afară total, îmi pare rău, dar asta e. O să vedem, vom vedea, vom face. Păi dacă aveai toate problemele identificate și soluție, inclusiv sursa financiară, fonduri europene, o discuție la care, repet încă o dată, ați participat dumneavoastră, el, președintele, șeful statului, primul ministru, Raed Arafat, ministrul sănătății, Nelu Tătaru. Zice, vom vedea, o să rog pe ministrul sănătății să rezolve problemele. Îmi pare rău, dar n-am văzut de mult. Nu analizez o declarație și nu știu dacă acolo trebuia să spună. Președintele și-a făcut treaba. Ăsta este adevărul în acest subiect. Eu cred că nu și-a făcut-o. Ba da, pentru că a inițiat acest lucru. Bun, dacă și-a făcut-o, trebuia să vină să spună acum. Eu am făcut asta, de atunci până acum s-a întâmplat asta. El era cu gândul la a doua zi de schimb, pare rău. Domnule profesor, mulțumesc mult de tot. Ținem aproape, da. e un proiect important, pentru că altfel, spuneați dumneavoastră, vom asista și de aici înainte la tragedii. Spitalele toate sunt niște bombe cu ceas din punctul ăsta de vedere. Vreau să vă spun doar un lucru, dacă sunteți curios. Am lansat în webinarul la care am participat acum, da, ideea că, ținând cont de realitatea aceasta, ultimul loc din Europa, să
lansăm o campanie pe care să o numim Sănătatea Nouă. Nouă scrisă cu cifre și cu cuvânt cu litere, cu sensuri duble, odată o nouă sănătate, o necesară schimbare, dar și cifra nouă ca procent din PIB alocat sănătății, care este valoarea medie în Europa și care ar trebui să fie asumată de clasa politică ca și obiectiv pe care să-l atingă într-un interval de timp, noi acum fiind undeva la 5 și ceva la sută din PIB. Iată un obiectiv la care societatea românească ar trebui să marșeze. Ea a fost învățată și marșează la diverse mișcări și obiective. N-a făcut-o niciodată într-un mod semnificativ pentru sănătatea poporului român, pentru sănătate. Cred că este momentul să o facem cu toții și să reușim. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Numai bine, sănătate! Cornel, am citit ceea ce ai scris în aceste zile de când a avut loc tragedia. De mult n-am văzut să acorzi trei editoriale, și nu orice fel de editoriale, acestui subiect legat de spitale, legată de tragedia de la Balci, de ceea ce înseamnă campania de vaccinare, accidente în lanț în politica României. Gata, avem și anticorupție medicală, e o radiografie a celui care este astăzi ministrul sănătății și se caută cu disperare un vinovat. Și am mai scris unul astăzi. Astăzi? Da. Da, trebuie să recunosc că... Care zice, useriștii și liberalii vor o altă țară. Adică nu vrem o țară... Păi vor să demoleze, să ia totul de la zero, să reconstruiască. Păi cum să... Cu ce să reconstruim? Pe ce bani? L-am văzut și pe domnul profesor Sândesc. 9% vor. Păi și școlile vor 6. Dar vrem și drumuri. Dar nu numai sănătatea e bombă pe roți. Și calea ferată e bombă pe roți. Tu ai văzut cum merg vagoanele românești. Cu pasaj, uite așa merg, uite așa. Se bălângănește. Și mai și sar pe câte un loc. Dom'le, toate trebuie refăcute. Da. Dar gropile de gunoi nu ne omoară. Sfârșit de săptămână. Da, poluarea nu ne omoară, nu trebuie băgate bani. Dom'le, trebuie băgați bani peste tot. Sfârșit de săptămână ca o gaură fără fund prin care se scufundă certitudinile și iluziile noastre. O tragedie are loc la cel mai important spital de tratament pentru coronavirus. Acolo lucrează cei mai buni specialiști ai României. Acolo se află cele mai bune medicamente, cele mai noi aparate, iar clădirea a fost modernizată. Acolo au fost repartizate cele mai mari cheltuieli. Și totuși s-a întâmplat o nenorocire. Încă nu știm de ce. Acolo s-au prezentat miniștri și politicienii. Cei care n-au ajuns și-au atârnat gândirea pe contul lor de Facebook. Vrei să-ți citești ce a zis primul ministru despre... Cine? Câțu? Da, care e concluzia lui? Zice... E o anchetă în curs de desfășurare. Pe mine mă interesează cel mai mult să vedem ce s-a făcut după tragedia de la Piatra Neamț. Pentru că a existat o anchetă, au existat mai multe rapoarte, a existat un plan de măsuri și vreau să văd dacă au fost implementate. Păi a văzut? A verificat? Ai auzit tu de vineri până azi? Să verifice ceva? Păi da, cu pixul, asta da, asta nu, asta da, asta nu. A spus? Cornel, poate părea ușor complicat, dar noi am dat declarația lui Iohannis, pe care ai văzut-o și tu, la începutul lunii noiembrie, după tragedia la Piatra Neamț. Ai văzut să se facă ceva? Am văzut. Și identificase... Păi probabil că de-aia a plecat la schimb, că s-a făcut, exact, știe tot. Și identificase, prin oamenii care au participat, toate soluțiile care ar fi trebuit implementate. Dar eu nu m-am prins. Citea de pe ceva, de pe un prompter. Citea de pe ceva, cu siguranță, da. Că așa pe jnuri le-a zis. Da, citea de pe ceva. Parcă era doctor în științe medicale. Parcă era... academician în materie de starea sănătății. Toată lumea vorbește și a fost atât de șeruită această imagine cu el mergând la schi și chemându-i pe reporter să vină și ei la schi. Ce înseamnă pentru tine asta ca ziarist de atâta timp? După nepăsare. E un președinte figurant. Tu zici că folosea expresia de șeful statului. Nu e șeful statului, el vrea să fie. Dar în același timp, dacă ar fi... N-ar avea nici elanul și nici energia să apuce să facă treabă. Toate planurile lui au rămas în bălării. Și România normală, și proiectul de țară, și România educată, și până și asta cu știa foarte bine
Pentru că i-au adus niște rapoarte, oameni care se pricep și știu despre ce e vorba. Nu, da, a participat la acea întâlnire la care au fost unde toți prezenți oamenii, toți cei care trebuiau. Știau, da? Ce să-i spun. Deci, i-au spus, i-au spus și ce trebuie reale. Să fac, care sunt soluțiile. Și? Păi, faptul că le-a spus nu înseamnă nimic. Trebuia să le mai și urmărească cineva. Trebuia cineva să le și facă, să, din minister. Nu, totuși e președinte din 2014. Sfârșitul 2014, cei drept. Suntem în 2021, anul de grație. Că vorbim, Dumnezeu, că a fost PSD-ul, că a fost ok, a fost. Și-a instalat guvernul în urma unui accident. Unui accident cu foarte mulți morți. A venit la putere după acel accident, despre care încă se spune că are, mai există niște semne de întrebare. De la colectiv, da, e da. Adevărat. Ok, au fost arestați oameni. De data asta, nici la Piatra Neamț, nici aici... S-au dat și sentințe, chiar dacă nu sunt finale. Da. Aici, la astea, la Piatra Neamț, domnule, e mulțumit. Bine că au murit așa puțin, că puteau să moară mai mulți. Suntem fericiți. Ca și la Baș, ca a spus și ca și când ar fi mare performanță, că au murit așa puțin. Nu, e măsura diferită, atitudinea diferită, un semn de... Să nu spun dispreț, dar măcar de parcă s-ar fi schimbat România între timp. Păi, da, disprețul despre care vorbeai, nu cred că se mai are loc nici măcar o secundă într-o țară care traversează, da, o pandemie din care nu se mai iese. Și sunt un milion de probleme legate de sănătate, de spitale, de bani, de vaccinare. Și tocmai aici, tratamentul ăsta de care spui tu că ar fi cu dispreț, e strigător la cer. Ion Cristoiu lansează ideea că e o modalitate de a minimaliza lucrurile și de a le face legere și relaxate. Mă tem că nu e așa. Mă tem că este că vorbim despre... Ar fi un lucru... Chiar o mică înșelătorie, dacă vrei să ne faci că lucrurile stau bine și e minunat și nu avem de ce să fim agitați, de o tentativă de calmare a populației. Pentru că, după cum se vede, după cum s-a văzut ieri și alaltă ieri pe străzi, lumea are reacții... E atât de tensionată, atât de nemulțumită. Deci, părerea mea este că... E o scăpare, este semnul mai degrabă al disprețului, al unei detașări care... Nu al unei mușamalizări, da, în care spui, domnul, toate lucrurile sunt în regulă, nimic nu e scăpat de sub control. Păi asta de desubt, dacă ignori o realitate cruntă, inclusiv starea generală, că până la urmă contaminările astea... sunt de estimat, sunt de crezut că au altă anvergură. O să luăm o scurtă pauză, dar până la pauză, pentru că avem destul timp. Și o să vorbim și despre aceasta. Nu avem timp, așa e. Nu mai avem timp, nu mai avem răbdare. Lucrurile sunt prea grave și nu prea mai avem timp. E perfect adevărat ceea ce spui. Am văzut o radiografie făcută ministrului sănătății, de fapt o disecție. Pe Vioa spune, așa cum puține am citit, pentru că toți se mulțumesc să spună ministrul sănătății că a făcut, că n-a făcut. Nu. Tu vii cu argumente pe câteva pagini bune despre asta. Dar vreau să te întreb până la pauză altceva. Spune-mi, te rog, de ce crezi că vin acum și spun unii, domnule, nu e momentul să ieșim în stradă? Acum câțiva ani a fost momentul, acum nu mai e bine să se iasă în stradă. Dar cine zice așa? Păi zic că aia care au ieșit în stradă atunci. A, bun, ei erau de serviciu atunci, erau stimulați, erau organizațiile astea care sunt finanțate și din străinătate și care sunt și dirijate de băieții noștri, de ai noștri băieți. Băieții noștri. Da, ok. Mm-hmm. Sigur că nu mai au nici motive, nu mai au nici bani și... Păi, da, și nu e bine. Se încurcă lucrurile. Păi nu, atunci era bine... Să nu, iasă a fost lumea o campanie de demolare a fostei puteri politice. Corect. Acum puterea politică e a noastră. Politică e la pupitru, doar se mai bat pe bani. Mai au de împărțit niște bani, niște ministere, niște prefecturi. Nu uita că miza, e foarte greu de descoperit miza, sau nu de descoperit, de scos în evidență bătălia pentru miliardele de la Pharma. De ce crezi tu că
că Vlad Voiculescu s-a mutat repede de la primărie, că n-a mai vrut la primărie, a vrut direct la sănătate. Cred că s-a mutat repede și pentru asta, pentru ce spui tu. Nu e vorba de câteva miliarde care vor fi gestionate. Cred că nu prea mai primea Nicușor Dan, ca să spun așa. În plus, nu. Miza sunt banii de la sănătate, nu puterea. Corect. Hai să avem destul timp să vorbim despre asta. Însă eu plec de la mărturia unui pacient care a fost la Matei Balci și care avea 15 grade în cameră, apropo de condiții și despre ceea ce s-a întâmplat acolo, și se călzeau peste noapte cu sticle de apă caldă băgate în pat, în așternut. O scurtă pauză. În această seară, Cornel Nistorescu, invitatul nostru. Cornel, spuneam despre această radiografie făcută pe multe pagini, da? O radiografie făcută Ministrului Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, contabil. Așa începe articolul. E, prin... economist. Mă rog, economist. Oricum foarte străin de domeniu. De domeniu. Dar eu te întreb... Dar foarte bine implicat prin relații, prin familia lui, în lumea medicamentelor, afacerile cu medicamente. De ce a fost numit Vlad Voiculescu, având în vedere că a mai fost un an de zile la Ministerul Sănătății, mă tot întreb? De ce a fost numit Tătaru? Da? De ce a fost numit Gheorghiță? Poți să-mi spui. De ce a fost numit, poftim, Andrei Baciu, ăla, manechinul, la secretar de stat? La Ministerul Sănătății. Adică, până la urmă, ne plângem că acest domeniu, mamă, ce probleme, câți bani trebuie să băgăm, dar punem pe Andrei Baciu, secretar de stat, pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății. Da. Pe Nelu Tătari, ministrul Sănătății. Niște oameni care, a căror anvergură este totuși discutabilă. Dacă... Bine că l-am pus pe doctorul de la mine. Dar nu mai e. E o doamnă doctor din comună, da? În comună. Mă, e totuși vorba de un sistem complicat, greu. În care ai nevoie de expert. El a mai fost un an ministrul sănătății și n-a aprobat nimic. Și a fost un an catastrofal. De ce să-l pui pe unul ca ăsta? Păi la fonduri europene. Pentru asta ar trebui întrebat Klaus Iohannis. De ce n-a spus stop? Pentru asta ar trebui luat la întrebări. De ce n-a spus stop? A văzut echipa? A validat-o? De ce? De ce a acceptat? De ce a înghițit asta? Pentru că erau doar de ai lui? De, până la urmă, de ce l-a acceptat, el nu vede că e o echipă improvizată cu niște tineri fără experiență și fără anvergură? Uh-huh. Nu vede? Câțu nu vede. Ok, Câțu vrea privatizări, el vrea să dea marile tunuri din privatizări cu Isar, e pregătit de marile privatizări și de marile comisioane, pentru că asta au în cap, da? Dar pe partea aia, pentru că știa de subiectul din sănătate, nu era normal să se întrebe din moment ce el cunoștea problemele din domeniu. I le dai unui tip care s-a ocupat de o fundație și care un an de zile a demonstrat că zero. Da? Exact, că nu a făcut nimic. De ce a acceptat? Că ai văzut? Am urmărit și eu. Și i-a dat? Da, te rog. Am urmărit declarația președintelui. Era pus în temă de oamenii care se pricepeau. Nu i-a spus Vlad Voiculescu despre situația. Nu, bineînțeles că nu. I-au spus cei din ATI, i-au spus profesorii, i-au spus mari doctori și oamenii cu experiență în domeniu. Deci n-a zis tu, mă, cum puneți, mă, un copil, mă, un băiat care habar n-are de... Dacă îl iei în noțiunile de bază, nu le știe, nu le stăpânește. Celălalt... Andrei Baciu vindea echipamente, bă, și vindea, știu de la diversi profesori care spuneau că venea pe la noi și zicea, domn profesor, aveți și noastră în comision dacă cumpărați de-astea? El cu asta s-a ocupat, un fel de agent comercial, da? Cum să-i dai vaccinarea ăstuia? Cum? Lui Baciu, da, că el este, da, până la urmă. Și apropo de Ministrul Sănătății, a făcut și o declarație, o să citesc mai multe mâine, nu avem timp. E nevoie ca în spitale să fie cald, să nu fie rece, pentru că e greu de suportat. Da. Filozofie de bulă. Păi primul lucru trebuia să vadă urgent în spitalele astea de COVID. Sunt condiții normale care sunt pericole. Există raportul, vorbește Cornel, dar știa cât... pentru că mama prietenei, iubitei, păi nu e important.
fusese într-un spital la Madei Palci și știa în momentul în care a ajuns ministru că acolo era frig. Da? Nu e o mărturie foarte importantă în economia faptului. Ca și cum a zis că a fost cu câinele la doctor și știa de la câinele lui când a fost la doctor. Nu e chiar așa, pentru că aici a putut comunica. Bun. Nu e ok ca niște oameni lipsiți de experiență într-un moment dificil să fie puși în asemenea poziție? Este o formă de nepăsare, de dispreț, de irresponsabilitate? Sau de, hai să ne întrebăm dacă nu cumva de interes? Altfel nu pot să mă... Ce pot să fac? Corect. Ce mai rămâne? Dacă și trecem și peste interes și zicem nu, ce mai rămâne atunci? De la Dumnezeu e o poveste de destin, suntem nefericiți și blestemați să ne încurcăm numai cu nepricepuți? Bun, tu în cazul Vlad Voiculescu vii și spui ce a făcut, că urma, că e în industria asta care o rudă, un unchi, nu apropiat, ai care face asta. Ai celebru om care domină zona asta de farma, de... Unchiul, cum îl cheamă? Nu știu, Bebe... Tot Voiculescu, Nic Voiculescu. Nic Voiculescu. Toți ăștia Voiculescu sunt băgați numai în... Și atunci, cum să pui un astfel de personaj, ministrul sănătății? Din acest punct de vedere, președintele are o dosă de responsabilitate, pentru că știa probleme, trebuie să întrebe, mă, dar ăsta știe să facă lucrurile astea? Dar Alianța USR Plus nu are responsabilitate, că este omul lor. Nu sunt cei mai corecți, cei mai frumoși, cei mai corecți. Ce alianță, mă? Alianța USR Plus. Păi, Cornel este reprezentantul lor în acest guvern, nu? Este postul care a revenit lor. Ce l-am pus noi? Sigur că a fost cu acordul președintelui și că a avut oamenii lui și așa mai departe. Deci, și Câțu a fost un fel de glugă de cocene aici. Dom'le, un om care a condus finanțele și care vine prin ministru și care spune că va și privatiza niște mari companii, nu cred că e așa glugă de coceni. Nu cred că este, cum zice unul, nu cred că este chelner de bacșiș mărunt. Păi nu vorbeam în ceea ce și privea pe Vlad Voiculescu. Deci, oamenii ăștia sunt pe două zone foarte importante. Pe zona farma sănătate, unde este un buget uriaș, și dincolo Câțu și Isar pe zona de privatizări, unde se încasează marile comisioane, da? Indiscutabil. Astea sunt preocupările lor. La ora asta noi asistăm la niște tensiuni în interiorul echipei de putere, a echipei de guvernare. Pentru împărțirea cașcavalului. Împărțirea bugetelor, a cașcavalului, a posturilor, a aprobărilor, a achizițiilor. Tot vor mai mulți bani. Toată lumea vrea să tragă cât mai mulți bani pe turta lui, sub oala lui. Mă tem că n-avem de unde. Că problema de fond este o schimbare de comportament, de calitate umană, de profesionalism. Ori punem oameni profesioniști și responsabili în aceste locuri, ori dacă nu, dacă e pe luatul bani, nu o să ne apucăm toți care de unde apucăm. Da, stilul tău caracteristic nu ți l-ai pierdut niciodată, pentru că sunt oameni care, nu știu, ai avut o carte reportaje care a fost comparată cu cartea de portație a lui Joe Boxa, ba unii au spus că era și mai bună. Ai văzut cum te flatezi, da? Mersi. Dar ca să citesc următorul rând, stai un pic, stai așa. Ministrul Vlad Voiculescu, Vlad, așa îi zici, cu privirea lui de coțofană, care se uită în curul găinii după orice ou care vine, vrea să controleze tot ce mișcă în domeniu. Dar nimeni nu-și vâre nasul, incompetența sa în gafele și în învârtelile sale și ale unchiului Nic Voiculescu. Ca să înțelegeți mai bine cine este prea cinstitul moralist al poporului român, vă reproduc o confesiune a personajului scrisă de el însuși și postată pe contul său. E o confesiune legată de faptul că tatăl său a colaborat cu securitatea. Tot USR-ul este un fel de adunătură, de echipă, poftim, ca să nu... Oaste de strânsură. Oaste de strânsură, dar toți copii de și năsui, toți copii de bani gata, de securiști, de generali, de membri ai CC, de oameni din diverse... din structurile fostului stat socialist. Nu, ei au preluat puterea în continuare. Vine nou val, noua generație. Ei bine, zice în această confesiune, nu suntem toți la fel, vorbesc în numele meu, zice Vlad Voiculescu. Și Cornel Nistorescu încheie apoteotic, chiar așa, toți sunteți la fel. Nu vorbesc de toți românii, ci de voiculești, nehaliți și înghesuiți la cașcaval. Pentru că toată lumea, politica a devenit un fel de îndeletnicire a unor oameni care vor să pună mâna, să facă bani, care...
o afacere, nimic altceva. Nu mai e niciun pic de... Dar, suntem în anul 2021 după un an de pandemie. Nu sunt vaccinuri, doze de vaccin în România. Oamenii sunt disperați. Mâine, poi mine, o să fie din nou închiși în case. Asta s-a gândit el. Mai bine să aruncăm vaccinurile la coș, dar să-i controlăm, nu care cumva să intre unul în față. Este un bun exemplu pentru o mentalitate. E un tip de gândire. Un tip de gândire, corect, mai mult decât atât. Bun. Cu asta vreți să schimbăm România, da? Cu asta vreți să facem schimbări sistemul de sănătate. Vorbea Iohannis că în două săptămâni vor fi, se lucrează de zor la proiectul de lege pentru schimbarea de rădăcina, spunea asta în noiembrie. Unde e proiectul? Când se lucra la el? Noiembrie, decembrie, ianuarie, vine februarie. În 3 luni, în 4 luni n-au putut face un proiect. Unde? De ce nu pomenesc acum? Nu mai zic noiembrie, decembrie, ianuarie, sunt 3 luni de zile. Da. De ce nu încep să spună, uite, în proiectul ăsta care l-am făcut deja, lucrează la, prevede următorul lucru. Nu, dai. Tot la gaz și la curent am ajuns. Păi nu, dar eu te mai întreb o dată. Poate chiar nu înțeleg până la capăt. Totuși, să te gândești numai la împărțirea cașcavalului pe românește. La comisioane, la bani, cum să iei ouă din curul găinii, cum scrie aici, poate plastic. Da? Într-un an în care, al doilea an al pandemiei, în care România suferă, se chinuie, economia nu merge, oamenii se merg cu greu la job, la muncă, vor să se vaccineze, dar nu au doze. Spitalele încă sunt 1000 de oameni la terapie intensivă. Amenințarea asta este permanentă, continuă. Astea sunt adevărul. Aspirațiile? Nu, astea sunt lucrurile pe care le trăim. Care e soluția? Nu știu. Să mă duc și eu la schi. Asta e ok, nu știu. Nu știu, n-am un răspuns. Dacă aș avea un răspuns, ori m-aș duce la un partid și m-aș scrie, ori aș încerca să fac un program de guvernare și să-l tipăresc, să-l pun pe net. Nu știu. Dacă aș ști, aș vrea aici așa spune, bă, uite, e de făcut așa. Mă tem că am intrat într-o stare de derută toți, de neîncredere. Nu neîncredere în guvernare, s-a dus naibii asta. Nu, de neîncredere în propriul nostru destin ca țară, în traseul pe care urmează România în momentul ăsta. Spune-mi, te rog, se tot vorbește de găsirea vinovaților și întotdeauna am vorbit după colectiv, Ponta, dă-ți demisia, cine mai era la primar, cum îl cheamă, Piedone. Ponta Piedone pentru faptul că s-a întâmplat acea tragedie într-un club privat, da? Ar fi cel mai comod să găsim doi vinovați, o asistentă sau o soră și eventual un medic, dar ăla stagiar sau să fie începător, în niciun caz să nu fie o somitate. Sau paznicul, sau ăla de la intrare, din la Matei Balci. Și ca să putem dormi liniștiți, nu e o responsabilitate generală, de la președinte în jos, dar cum să-i spui lui Câțu, mă, du-te la servici, dacă Iohannis a plecat la Sibiu și de la Sibiu a plecat la Schinici, nici măcar nu. Păi asta e o operațiune complicată, lungă, grea de votament și de dăruire zi-noapte, nu de vacanță. România, scoaterea țării din situația în care se află, nu e o... N-are nicio legătură cu vacanța, cu zile libere, cu mersul la schi și așa mai departe. Da, cu drumuri cheltuite. Ci, dimpotrivă, de un efort susținut, de concentrare, de proiecte, și de investiții. De folosit oamenii cei mai valoroși. Oamenii cu capacitate, cu profesionalism, cu onestitate. Mă rog, onestitate. De ce nu și cu onestitate? Bun, și cu onestitate. Bun. Dar măcar profesioniști, să se și priceapă. Bă, dacă tot iau un pic ceva, să aleg cu cea, bine, ok. Până, dar eu m-am săturat de dubla măsură. Când a avut loc colectivul, o dramă națională, aș putea spune, unde au murit zeci de oameni. Și în ce condiții s-a întâmplat? Ponta demisia, vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat într-un club privat, ca și când Ponta ar fi fost vinovat dacă nu se întâmpla la noi. Păi ai, pe cine stai jos? Că ăștia zic că sunt noi. Un dragul singurul meu... care e vechi e președinte, la are 6 ani. Ce vrei să e adevărat. Vă rog să mă demiteți, păi că nu s-a schimbat nimic în 6 ani. Pe cine demitem acum în legătură cu tragedia? Sau... Aurel Vlaicu. Pe cine să demit? Păi dacă președintele e de 6 ani, nu el a zis că face România normală, nu el a zis că face pas cu pas progrese, păi de la colectiv, acum pas cu pas a trecut în spitale, acum pas cu pas mai explodează câte un spital, nu?
Păi asta spun. Și cine răspunde? Tu zice, domnule, eu nu mă pricep, nu e treaba mea. Deși el a dat, a împărțit și el banii și Prințul s-a dus la spital. Pe asta este Caragiale curat și s-a asigurat că anchetatorii au tot ce le trebuie. Cornel, nu există așa ceva. Un prim-ministru să se ducă chiar să facă asta sau fie și numai pentru că a declarat asta, n-are ce să caute acolo. Cum adică m-am dus până la Matei Balci, unde s-a întâmplat tragedia, să mă asigur că anchetatorii, procurorii, au tot ce le trebuie. Nu uita că primul ministru și cu consilierul lui au fost implicați într-o operațiune de speculație pe moneda națională. Și a ajuns prim-ministru. Ce mai vrei? Da, bine, așa luăm că n-a luat treapta a doua și nu se știe cum a fost de înclis. Okay. Păi bun, dar astea sunt chestii foarte importante. Păi, dar nu e răspunde, nu eu l-am pus prim-ministru, l-am pus președintele. Discutăm, da. Bun, bun, e logic. Bun, zice aici, da, accident în lanț și spui aici că vrem vinovați, da? Cine se caută cu disperare un vinovat? Tu spui că nu trebuie să se caute un vinovat. Pentru că, până la urmă, vinovăția asta este, se împarte de la vârful piramidei în jos până foarte departe. Până și ăia care au făcut contracte, că sunt unii care au făcut contracte la Matei Balci pentru verificarea instalațiilor de incendiu și n-aveau nimic, că n-aveau niciun angajat. Dar și pe o sumă 600.000 pe un an, 600.000 de lei pe un an, pe nu te supăra. Mi-a dat telefon un domn de la Cluj care mi-a spus că avea vreo 40 de bănci și pentru control lua vreo 30 de euro pe fiecare bancă că o controla pentru partea de incendiu. Ce bancă? Bancă generală. Bancă de școală. Bun, dar eu te întreb deci, altceva. 600 de mimă pentru control și după urmă tot explodează. Adică sunt, nu e vorba, aici numai ministrul bandit, nu numai președintele nepăsător. Până la urmă cobor spre bază pe filieră și fiecare încearcă să bage sirinci care n-au ac, să bage la apă chioară. Mă, uite-te. Să pună calorifere care nu se încălzesc. Da, cea mai bună oglindă, cea mai fidelă oglindă a stării din exact, mecanismul da. De sănătate din România sunt afacerile lui Cocoș. Tu ți-aduci da, uite de... acum, uitasem, da. Păi Cocoș, ce făcea? Că... Cocoș vindea tot felul de ăștia de marcări și de soluții și de substanțe la spitalele din România. Corect, corect. El și controla, dădea vize de sănătate, le dădea fișe de sănătate la ăștia care plecau. Dom'le, să-i dea Dumnezeu sănătate. Statul a făcut cu el asta. Să spună cine răspunde pentru asta. Cine a dat să-i... Păi cine eu asta spun. A semnat contractul. Cine a semnat contractul. Că așa sunt multe contracte. Cornel, dar eu te întreb așa, da? Vorbim despre pandemie de un an de zile. Aproape în fiecare zi. Da? A devenit și... subiectul... Stai o secundă, iartă-mă. Și vorbim, când vorbim despre pandemie, vorbim de medici, despre spitale. Și în linia întâi, spitalul numărul 1, pe cum scrie în editorial, Matei Balci. Cum e posibil ca în spitalul Etalon, Fanion, nava amiral a spitalelor suport COVID din linia întâi, un spital de boli infecțioase, să nu ai căldură în saloanele bolnavilor? Să ai 15-16 grade, ba chiar 80 grade după mărturile unor pacienți. Dă-mi și mie o explicație. N-am. Adică, de ce discutăm atât și o luăm de la minus infinit și mergem până la plus infinit, când acest spital, unde am fost și eu internat, era în septembrie, era cald, și aflăm că oamenii, că probabil că de aici o să fie cauza incendiului, da? Nu știu. Oamenii și aduceau. Păi nu, am aflat în seara asta, nu mai văzut prima parte. Omul care stătea acolo, domnule, erau 15 grade. Eu am mărturii care vorbesc de 80 grade. Oamenii dormeau în pat cu sticle de apă caldă, da? Și nu e vina medicilor și nu e vina administrației spitalului. Ci e vina faptului că agentul termic nu venea acolo în spital. Mai mult decât atâta. Omul mărturisea, domne, ne-au adus un calorifer electric pe bază de ulei ca să ne încălzim. Alții vorbesc despre aeroterme. Și atunci, unde să pansăm mai întâi? Unde să punem... Păi asta spun și eu. Pe unde să începem? La conductele de apă caldă, la radet, la... și în toate poveștile astea, că toate sunt niște nevoi fundamentale ale orașului, ale capitalei, ale României. Mă, și de... E o afacere grosolană și se termină cu furtul și cu groapa de gunoi.
și de la groapa de gunoi, și de la iluminat, și de la conductele de încălzire, de la toate, de la, și de la prețul medicamentelor, și de la măști. Toată lumea trage de pe unde poate. Păi, ziceam că ne oprim. Zicea Klaus Iohannis că PSD-ul e de vină. Că... Ăla fără de la var, că nu mai pune varul care trebuie. Ăla fără de la agentul termic și nu ajunge căldura, apa caldă în calorifere. Ăla fără de la serinci, vorba ta. De unde ăla fără de la marcări. De unde începem să facem ordine? Nu știu. Nici eu nu știu. Până la urmă trebuie să înceapă de la vârf un demers, un discurs, da. Un comportament. Păi dacă principii, idei, campanii, strategii, implicare, finanțare. Intrăm pentru un scurt timp cu colegii mei de la Știu. Bună seara, Ioana. Ioana Țigănilă, cu noi. Bună, Marius. Uite, în seara asta avem o ediție specială, pentru că pentru prima dată în istoria Știu, de 5 luni de zile deja astăzi, da. Intru cu Irina, două fete în această seară. Două fete care reprezintă Știu. Da, o să fie un meci al știrilor interesant, credem noi. Între două fete, da, asta e pentru prima dată. Baftă vă doresc și... Să nu ajungă cu, cum să zic, cu de-astea, cu bătălii fizice. Ioana, vreau nu, să nu te... Nu, cred că e cazul. Sunt convins de asta. Vreau să te întreb de mult. E o întrebare pe care nu i-am adresat-o. Probabil că o să-i adresez mâine domnului colonel Valeriu Gheorghiță. Apropo de faptul că nu avem doze de vaccin. Cei care și-au făcut prima doză, da? Li s-a pus automat deoparte rapelul? Sau urmează să vină? Mă întreb. Nu, rapelul este asigurat. Cei care au făcut prima doză au rapelul asigurat, pentru că știm că trebuie făcut în cazul Pfizer la 21 de zile, în cazul Moderna la 28. Deci există, deci rapelul se pune deoparte și e asigurat. Spune subiectul numărul 1 din această seară de la voi, de la Știu, te rog. Subiectul numărul 1 este bugetul lui Cățu. Cred că o să fie foarte interesant două femei să vorbească despre treaba asta. E februarie, încă nu avem bugetul adoptat. Uiți în partea lui Cățu. Irina, nu. Vorbim și despre bebelușul mort după botez, despre practicile astea barbare din bisericile din România care respectă norme vechi de 2000 de ani. Sunt și preoți care nu mai sunt de acord cu felul ăsta. E adevărat, dar am citit un comunicat al Patriarhiei prin purtătorul de cuvânt, pe care știu foarte bine, și spune copilul trebuie să-i fie acoperită cu căușul mâinii, gura și nasul, astfel încât să nu intre apă, cum s-a întâmplat în cazul ăsta, și în altele, în ceea gură ce până în plămâni. Întâmplat. Da, ceea ce nu s-a întâmplat. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat, n-am fi ajuns la această tragedie. Și avem și noi, când spun noi, spun noi românii, avem și noi videochatiștii noștri, nu doar videochatistele. Uite că sunt studiori în România, vorbim de unele din Cluj astăzi la... Unde Știu, prestează bărbați. Care angajează bărbați și au explodat cifrele, fac bani frumoși pe seama. Baftă, Ioana, spune cineva în caz că să mergem și noi. Noi care? Voi, fetele. Mulțumesc, Ioana, baftă. În seara asta, în premieră, două fete se războiesc cu ghilimele de rigoare, la Știu. Mulțumesc mult, numai bine. Mulțumim. Baftă, Ioana. Seară bună și baftă. Ne întoarcem la ale noastre. A fost așa ca un duș rece și chestia asta cu ceea ce se întâmplă în bisericii din România. Discutăm în ultima parte ce ar fi de făcut cu Cornel Nistorescu. Pauză. Da, continuăm emisiunea. Serios, nu știam că pe Cîțu cheamă și Vasilică. Florin Vasilică Cîțu. Cacofonie nenorocită. Useriștii și liberalii vor o altă țară. Adică? Ce a vrut să spună autorul? Să le dai bani să demoleze tot ca să construiască o țară după mintea lor. Asta nu e bună după mintea lor. Ei vor o țară în care... valorile istoriei, nu mai învățăm istorie, nu mai învățăm latină, ne ocupăm de LGBT, ne ocupăm de minorități sexuale, așa mai departe. Ei vor alt tip de lume. Păi asta înseamnă să reconstruiește de la zero o țară, ignorând istoria, ignorând originile României, românilor. Tu mă întrebi de unde se poate începe, domnule, de la vârf, de la președinte în jos, dacă el dă comanda, dacă el cu adevărat vrea ordine, da? Dacă cu adevărat vrea, atunci urmărește ca imediat după el și mai la vale, mai în jos pe piramida de putere, lucrurile să funcționeze și
nu, să nu admită improvizații. Crezi că îl mai interesează asta? Dom'le, dacă nu îl interesează, să ducă acasă. Să stea acasă. Păi vorbeai despre dispreț, cum poți să faci pasul uriaș de la dispreț. Atunci înseamnă că nu putem cu el. N-avem ce ne aștepta, pentru că procurorii pun dosarele la prescriere, pentru că se înțeleg cu masonii și cu cei din poliție pe cine să înfunde și pe cine să nu înfunde și e o implicare și a unora și a altora în tot felul de dosare. Câtă dreptate ai avut cu cazul de la comisarul șef ajuns de la Poliția Bucureștilor, care a rămas în coadă de pește. Ăla da, prins cu procurorii la masă. Da, el e băgat până în gât în toată mafia de la București. Mafia de la București, de la Ilfov, în poliție, în parchet, în masonerie, este pe din trei unită. Înțelegi tu? De pe vremea lui Gabi Oprea, de pe vremea lui cine mai era? Ilie Botoș, de pe vremea lui tot felul. A fost și Blaga la interne, nu? O sigur, perioadă, sigur. Da. Cum, Cornel, cum spargem acest tip de lume legată? Cum se desprinde de... Tu vorbeai de PNL, USR Plus, că vor o altă țară. Că ei vor să reconstruiască, da? Să dărâme tot ce e. Ca să spun eu, nu, dacă ar vrea una morală, nu, vor doar pentru puterea lor și pentru banii pe care să-i controleze ei. Pentru că, de fapt, asta urlă toți pentru bani. Pentru că, de fapt, vor să-i gestioneze ei. Păi cum să facă o guvernare ca asta, care a pornit cu stângul? Un compromis să-l pună pe Câțu ca să nu-l pună pe Orban. Orban președinte la cameră ca să nu... vină și să lupte împotriva lui Iohannis. Vlad Voiculescu la USR Plus pentru că revine lor. Ăla de la fonduri europene care a avut absorpție zero în mandatul trecut un an de zile pentru că îi aparține Plus. Și așa mai departe. Vorba ta, trei bolovani într-un singur buzunar. Iar președintele Iohannis și-a pus miniștrii lui și stă liniștit pe treabul celălalt. Ca și cum ar băga românilor o grenadă în geamantan, știi? Tot. Da, cu cuiul tras, adică nu orice fel de... Mă tem că starea asta de nemulțumire și de tensiune, chiar dacă am văzut ieri se exprima Șoșoacă la modul grotesc de-a dreptul la Ministerul de Interne. Ea voia să intre noaptea când... Că e senator. Da, și că e senator. Ce să fac? Că e demnitar al statului și trebuie să meargă... Da, da. Pentru că dacă se duce ziua când... S-a dus și la spital, la fel. Dacă se duce ziua când funcționează, nu știe ce să le ceară. Se duce noaptea când se facă spectacol. Când nu e nimeni, corect. Spectacolul de televiziune, atâta tot. Nu, dar lumea, să știi, din moment ce s-a dus, e semn de nemulțumire, e semn de insatisfacție, e semn de tristețe, e semn de revoltă, e semn de... Ceva se va... Nu vor merge la nesfârșit așa lucrurile. Să nu cred... Eu nu cred că vor putea să o ducă din bâlbă în bâlbă, din chiflă în chiflă și din explozie în explozie. Și din tragedie în tragedie. Da, explozie, asta din e, explozie da. În explozie. Dar despre PSD, mi-ai auzit ceva? Așa, roșie? Da. Unde-i? Uite, celebrul gânditor Vasile Dâncu. Unde-i? Gândește, ce te iei de el? Unde-i Ciolacu? Unde-i Paul Așteaptă Stănescu? Așteaptă să-i spună ceva Dâncu în timp ce gândește. Unde sunt ăștia? Păi nu știu, asta te întrebam. Dom'le, ai mai auzit ceva de PSD, Ciuma Roșie? De Ciuma Roșie n-am auzit, dar nu. Ei ar trebui deja acum să vină pe poziții. Ei ar trebui să organizeze mitingul. Păi da, dar văd că Aur este în piață și se bate cu ăștia, nu PSD-ul. Nu trebuie Aur să facă opoziție. Spectacol, încă nu se bate. Până la bătaie mai este. Face spectacol, dar ăștia nu fac nimic. Asta e întrebarea mea. Ce face PSD-ul? Ce fac gânditorii PSD-ului? Sunt subjugați, sunt că au căzut la pace, sunt pur și simplu netos și nu gândesc, n-au idei, nu vine lumea, dar nu-i mai cheamă, nu mai vine Cornel, nimeni la chemarea 10 lor. Teme pe care puteau să le toace de la 1 ianuarie la 1 februarie. Bâlbe, vorba ta, chifle, 1000 de lucruri pe care le-au făcut această coaliție de la 1 ianuarie la 1 februarie. Ai auzit ceva? Păi da, stai să spun ceva. Nu le mai organizează SRI-ul protestele. Hei! Trebuie să-și le organizeze singuri. A, da? A, dacă scuze. Sunt în stare, dacă nu, ceau. Păi aș merită soarta atunci. Nu le mai stimulă, nu mai primesc bani. Da, dragul meu, aș merită soarta atunci.
Pare rău. PSD-ul a făcut înainte și meeting-uri de 10, 20, 30 de mii de oameni fără ajutorul SRI-ului. Da, dar o să vezi tu că dacă lucrurile merg așa, să vezi tu că lumea va veni fără ajutorul, fără sprijin, atunci... fără stimulare, fără bani, dar fără de la fundații. Există o cauză adevărată și un... Lucrurile se acumulează pe zi ce trece. Nu e în ordine. Mergem împiedicat rău de tot, cu frâna trasă, în loc să mergem ușor și lejer spre lucruri care trebuie făcute și să le vedem că se împlinesc, ne împiedicăm dintr-una într-alta. Cornel, îți mulțumesc pentru participarea din această seară. Sunt multe de discutat. Din păcate, în fiecare sunt zi... Sunt multe de făcut, nu de vorbit. Sunt multe de vorbit despre ceea ce se întâmplă. Într-o limbariță și într-o flecăreală nesfârșită. Adevărat. Și nesfârșită. Mi se pare că la nesfârșit noi punem petice pe cicatrici care încă nu s-au închis și asta știm să facem dintotdeauna. Îți mulțumesc mult, Cornel Nistorescu. Seara bună tuturor. Mulțumesc, la revedere. Ne vedem din nou mâine seară la orele 19 fără 5 minute. Până atunci vă spun, ca de obicei, să ținem aproape.